Doamnelor, domnilor, fanaticilor, bună dimineața și bine ați revenit la Fanatic Superliga. Este marți, a doua emisiune, de fapt nu, chiar a treia emisiune, nu? Da, eu n-am fost, eu am fost la Paris, cu băieții, și am fost în cu Republica. Balonul oval. Și tu ai muncit duminica. În Republica Ploiești am fost. Așa, bravo tată, bravo, bravo. Deci a treia emisiune astăzi și așa cum v-am obișnuit, Fanatic Superliga, show-ul nostru de fiecare săptămână, o puteți viziona live și în exclusivitate pe site-ul fanatic.ro. Deci dacă vreți să vedeți show-ul live, îl vedeți doar pe site-ul fanatic.ro. E simplu, intrați pe site, pe fanatic.ro, se deschide o fereastră, ați da click și vedeți emisiunea la cele mai bune condiții de Champions League, calitate HD și din punct de vedere al sunetului și bineînțeles din punct de vedere al imaginii. Bun, oameni buni, deci avem treabă multă astăzi. După Fanatic Superliga, rămâneți pe fanatic.ro pentru că Robert Niță are un invitat deosebit, o ediție interesantă a emisiunii Suflet de Rapidist, care este în fiecare marți pe fanatic.ro de la ora 13:30. Robert Niță l-are invitat pe Daniel Nicolae, fostul mare jucător al Rapidului și, bineînțeles, președintele clubului giuleștean. Clubul giuleștean, unul dintre protagoniștii acestui campionat din toate punctele de vedere. Toți așteptăm cu sufletul la gură marele meci FCSB Rapid care va avea loc în acest weekend, în ultima etapă din tur, cum ar veni. Bun, mulțumim sponsorilor, sponsorul principal Superbet și, bineînțeles, Aqua Carpatica, sponsorul premium al emisiunii noastre, care ne ajută să fim în mare formă. Deci nu uitați, după Fanatic la 13:30, Suflet de Rapidist cu Robert Niță, Lucian Ionescu și, bineînțeles, invitatul lor de marcă, Daniel Nicolae. După cum vă spuneam, avem foarte multă treabă, vă prezint și invitații, stâlpul nu doar al apărării, ci și unul dintre stâlpii emisiunii noastre la Fanatic Superliga. Îmi face plăcere să vi-l prezint ca de obicei pe Florin Gardoș. Salut, Florin, și bine ai venit. Bună dimineața. Care să vedeți ce mașină are, ce sculă de mașină, cu ce mașină a venit. Nu mai e aia lui Fred Flintstone. Nu mai e aia cu Fred, da, venise cu una mică și dădea din picioare acum vreo două săptămâni. Vă dați seama ce mișto am făcut de el, da? Deci a ieșit dintr-o mașină, atât era mașina. Ce era? Un mini. Un mini, din mine. Vă dați seama, Gardoș și în mini. Mi-a și trimis un prieten de mulți ani de la un ziar din Satu Mare, au făcut și ei un articol, Gardoș, mașina lui Fred Flintstone, aluzie la ce a zis Adilie. Da. Acum să-l vezi pe Gardoș cum a coborât din Batmobile, mai înțeles, să vezi un merțan din ăla, în culoarea aia, ca Batman, ca Batmobilul Batman, mamă, și m-a întrebat că am parcat, eu am parcat cu Dacia, că eu vin cu Dacia, și am parcat lângă el și zice, îți place? Și zic, ce să mai mă, mai înțeles, vin, o zic să moderez emisiunea, că nu se mai pot. I-am zis, știi? Ia uite-l cum mustăcește. Lasă că. Dacia poate, nu știu. Acum 20 de ani veneai cu Dacia. Dacia. Așa. Vivi Răchită, care mustăcește lângă noi aici, a muncit și duminică, l-am chemat jazz. La muncă, Vivi, pentru Republica Ploiești. Salut, Vivi, mare plăcere să-l avem și pe Vivi Răchită lângă noi. Salut, Horia, și uite, așa cum spune Florin, noi suntem atât de urmăriți încât nu numai ziarele, ci și jucătorii spun ceea ce spunem noi pe aici, că uite ultima cu Nistor, cu dinozaurii, cu pterodactilii. Da, ai văzut ce a zis, da. Că dinozaurii, că nu, el e dinozaur și că nu-l cheamă. Da, noi atunci ne-am referit la linia de fund a lui Cluj. Da, s-au simțit toți. S-au simțit toți. Bine, toți noi le-am zis dinozauri și pterodactile. Acum sunt stegozauri. Păi asta zic. Au și un pic de țepi acum. Nu, s-au mai schimbat puțin. Cum sunt acum? Sunt stegozauri. În țeapă, mai ieși în țeapă. Stegozauri sunt tot, acum 45 de milioane au trăit, dar au niște țepi care erau vor, se apără de atacurile din Norex, cum erau. Dar ce bine stă pe cultura. Da, e fac Jurassic Park. O să discutăm, nici nu mai facem Fanatic, mai după ce îl prezint și pe următorul invitat, vorbim de Jurassic, de alea, de alea. Bun, vorbim. Apropo de asta, vedeți că e pe Netflix, a venit un documentar pe Netflix, ceva de senzație, așa, genul Planeta Noastră, da, cum erau cele faimoase pe vocea lui David Attenborough, și a venit acum de vreo 2-3 zile, deci ceva, o nebunie, merg la dinozauri, că e totul făcut normal pe calculator, dar merg, nu mai arată lei, urși și așa mai departe, arată cum din dinozauri s-a ajuns, foarte tare, ceva, o nebunie pe Netflix documentarul. Alin Buzărin, care nu mai înțelege să nimic, nu mai înțelege la ce emisiune a ajuns, să înțeleg. Da, sau ori auto, ori... Salut! Ia!
traficul de la podul Grand, m-a împins în brațele, ce asta, o cartelă de metrou. M-a împins în cartelă de metrou. Ce de metrou, mă, ceva? Bentley a început să elimineze cartele? Da. Bentley a rămas acasă. Aha. Și metrou. Ai venit cu metrou. Bravo, tată. Eu am venit pe jos. Haide. Auzi, păi la ce emisiune, dar știi ultima știre cu Gigi Becalini? Nu știi unde va apărea? Nu. Pe History Channel. De ce? Cu Maglavit, știi că era cu Maglavit și a făcut... Petrache. Deci pe History Channel nu va apărea. Eu aștept când va apărea și pe Cartoon Network și gata e. Mă auzi? Apropo, am văzut că bagă 2 milioane de euro. Mai înțeles, Gigi față de alții împarte din banii lui. Dar nu există asta. Nu, asta să știi, e un mare merit și eu pentru asta l-apreciez foarte mult. Pentru că da, i-a dat Dumnezeu foarte mulți bani. Da, unii îl contestă, da, și nu-s puțini care îl contestă și știm foarte bine, dar față de mulți, mulți, mulți alți miliardari, unii pe care cunosc și eu, mai înțeles, omul împarte din prea plinul lui. Am văzut ieri emisiunea ta și vreau să fac o singură remarcă. Ce a spus la Victor Pițurcă. Da. Pentru că știu exact. Avem treabă, te grăbești. Ai puțin. Nu, dar m-a durut că... Ai răbdare. Ia-ne ușor, că avem o grămadă de treabă. Hai să dăm drum atunci. Da, deci stăm până la 3 aici? Da, așa. Și stai. Stai, a venit Alin Buzărin, care acum stai, că numai el prezint, îl prezint We Love Sport, GSP și ediție.ro, acum nu? Și încă două în curând. Băi, potolește-te. Băi, și mai vii pe la emisiune sau? Chiar o să veniți cu Bentley. E prioritar, întotdeauna aici vin și dacă am timp și celălalt. Am înțeles, mulțumim. Alin Buzărin, prietenul nostru și unul dintre cei mai reputați jurnaliști, e și el alături de noi. Gardoș, Vivi Răchită și Alin Buzărin, v-am zis, avem treabă multă. Începe Cupa României, haideți să vedem programul. Ieri s-a terminat și runda cu numărul 14. Știți ce s-a întâmplat în Superliga? CFR a bătut fără drept de apel pe Farul Constanța, scor 3-1. N-a fost nici măcar un moment, nu s-a pus în discuție cine va câștiga. Unul dintre cele mai bune, dacă nu cel mai bun meci al CFR-ului, după părerea mea, din acest început, mă rog, deja etapa 14, din prima parte, ca să spun așa. 3-1, iar Clujul a bătut la Botoșanu, candidată certă la retrogradare și probabil domnul Iftime, vedem dacă se retrage sau nu. Hai să vedem și cupa, că începe Cupa României, care se întinde pe 4 zile. Marți, miercuri, joi și vineri. Vineri joacă Dinamo la Oradea. Hai să vedem, băieți, Cupa României sau dacă nu. Așa. Ia, cine o vedem? Dar ce, să-mi pun ochelarii? Încă unii. Asta ce e? Asta e, cum să spun, a fost o provocare din partea regiei pentru mine? Acoperă-ți ochi cu o mână. Da, am înțeles. Ok, las. Nu vă mai chinuiți. Da, nu vă mai chinuiți, că ne uităm aici frumos la... Uite că le scrie jos la acum. Cupa României, da, stai o secundă. Joacă Petrolul la Chindia astăzi, la 6. Da. Ia să vedem. Meciurile de Cupa României, da? Astăzi avem 3 meciuri, cap de afiș la ora 21 la Galați, Oțelul cu FCSB, la ora 3 joacă Corvinu cu Sepsi la Hunedoara și la ora 18 Chindia Târgoviște cu Petrolul, dar v-am zis, derbiul este diseară, Dorinel împotriva FCSB-ului de la ora 21, Cupa României, care a devenit, oameni buni, foarte, 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 foarte importantă, da? A devenit importantă pentru că, dacă, sper să nu mă înșel, la anul se merge în Europa League, în Cupa României, da? Primul sezon. Cine câștigă cupa, merge în câștigătoarea cupei sau da, fii atent, da, că se întâmplă următorul lucru aici. Așa. Dacă, deci echipa campioană merge în preliminarele Champions League turul 17 preliminar. Uh-huh. Dacă echipa campioană câștigă și cupa cu locul 2, cu locul 17, cu locul 45, cu divizia B, ea nu mai merg în cupele europene, merge a doua clasată și atunci a doua clasată din campionat va fi cea care merge în... Nu, ce e important este că este miză. În Europa League. Din sezonul ăsta a devenit miză, pentru că până și Gigi Becali a început să vorbească de Cupa României, că vrea FCSB-ul să ia Cupa României. Rapidul a spus clar, e principalul obiectiv. Bun, haideți să spunem meciurile și revenim la discuțiile noastre. V-am zis, avem o grămadă de treabă, avem multe surprize, astăzi o să vedeți despre ce e vorba. Bun, deci repetați, Corvinu Sepsi la Hunedoara, Chindia pe
Capitolul la Târgoviște și la Galați Oțelul FCSB. Mâine Zalău cu Craiova lui Mititelu de la ora 13. Da, mai aveau puțin jucau dimineață. Așa, tot mâine Progresul Pecica Hermannstadt la Pecica de la ora 14. Da, de la ora 15 Tunar Voluntari. Apoi la ora 6 mâine meci foarte interesant. UTA Arad, Craiova lui la Oradea. Craiova lui Papură la Oradea. Da, deci Craiova lui Rotaru, da, Redni contra Universitatea Craiova, meci interesant. Cred că mâine e Craiova lui Ivailo. Da, cui o fi, da, și tot mâine derbiul zilei, derbiul zilei în Ghencea, Steaua București, Rapid București. Joi de la ora 14, mâine la ora 9 e meciul. Joi la ora 14 Alexandria Botoșani, la ora 17:30 Gloria Buzău, Faru Constanța, evident la Buzău. Tot joi la 8:30 Almeș, foarte interesant. Uite că pigmentează frumos cupa în mijlocul de săptămână. Derbi, marele derbi al Clujului, U Cluj cu CFR Cluj. Și în fine, ultimul meci se joacă chiar vineri la Oradea, FC Bihor cu Dinamo, da? Deci avem oameni buni, meciuri și mai avem meciuri și și vineri. Deci FC Bihor cu Dinamo. Bun, interesant, vedem ce se întâmplă. Foarte scurt așa, Vivi, victorie clară a CFR-ului, da? Da, da. Aș, nu? Spune, dacă și Hagi a spus. Uh-huh. Și a spus că v-am spus că nu o să ne mai ne batem la titlul anul ăsta. Dar Varu a jucat fără jumătate din echipă. Când o trepeți așa, încep să o crezi. Larie, Băluță, Nedelcu, Chichi. Deci a jucat fără jumătate din echipă, Hagi. Nu poți să joci. Da, acum știi cum e. N-are, cred că pe cei de la CFR nu interesează. N-are lotul CFR-ului sau FCSB-ului ca să... Dar... Eu îi văd în play-off. A început bine meciul, 1-0 Budescu, un gol frumos. Da, da, dar s-a văzut. Ocazii CFR-ul... Deci, CFR-ul a devenit echipa aia de bărbați, care spunea Gigi anul trecut, acum 2 ani, ăștia sunt bărbați. Uite, o echipă cu talie, o echipă de bărbați, adevărat, și de la câte 5-6 puncte, uite că stai, o echipă făcută foarte curajos de Mandorlini. Și cu un antrenor cu bancă. Da. Dar știi ce informații aveam ieri, nu? Știi ce informație avem ieri, da? Dacă nu iese. Că dacă nu bate, dacă nu bătea seară, așa am auzit în culise. Am auzit în culise, n-am ceva oficial, eu vă spun doar ce auzisem, dar știi că noi la Fanatic suntem cam buni pe informații. Dacă nu bătea seară, mai înțeles, era în mare pericol Mandorlini. Nu știu dacă neapărat îl dădea afară aseară sau ceva de genul ăsta, dar am înțeles că era în pericol, pentru că lucrurile, știi cum e? Gândiți-vă la altceva, fiți atenți, ceva foarte important, da? Hai să facem o socoteală, ia puneți-mi clasamentul. Hai să facem o socoteală scurtă, da? Facem o socoteală. Nu, lasă că sunt la un punct, da? Gândiți-vă că au făcut două egaluri cu Dinamo și cu Oțelul. Da. Pune-le 4 puncte, încă 4 puncte care erau logice. Nu, erau logice. Aveau 34, da? Și dacă în meciul direct băteau FCSB-ul, da? 34 cu 3-37, FCSB-ul 28, erau la 9 puncte, dacă vă vine să credeți la FCSB. Da, da, egal cu voluntari. Și FCSB e egalat în minutul 99. Nu, eu vorbesc acum prin prisma. Eu vorbesc prin prisma lui Neluțu Varga. Da. Că da, Neluțu bun. Varga deja să cam săturase. Că acum, serios... Te ține în șac Dinamo și dreacul care Dinamo îi bate toată lumea. Nu, dar ei cu Oțelul n-au avut nicio ocazie. Puteți să-mi spuneți, Oțelul mie îmi place, jos pălăria, dar e o echipă corectă și atâta, Oțelul, știi? Deci încă o dată, fiți atenți, de-aia Neluțu era supărat. Deci gândiți-vă, CFR, bați Dinamo, da, care a făcut egal, bați Oțelul, ceea ce era la îndemână, Florine, nu? Da? Da, adică mai degrabă te aștept să pierdă puncte cu Farul. Nu, ai 3, exact, ai 34 și dacă în meciul direct, care meciul direct a fost echilibrat, băteai FCSB-ul, da, aveai 37, FCSB-ul 28, dacă se întâmpla asta, era o nebunie, erau la 9 puncte de FCSB, îți făceai și cruce. Ziceai, bă, nu se poate. Păi meciul direct a marcat Bârsand în penalti, nu? Da. Da, sau măcar egal, și dacă erau la egal, aveau 6 puncte. Adică, cum să spun, nemulțumirea celor de la CFR, mai înțeles, cum să spun așa, rostit în culise, era totuși acoperită. Însă Mandorlini joacă curajos ieri. Și la 2-1 nu se retrage. Nu, face primul 11 curajos. Da. Știi cum mi s-a părut Mandorlini ieri? All in.
Da, da, da. Nu, Olin, se vede, ei, n-a mai mers pe Deac. Pe bancă. Mă, n-a mai mers pe Deac, n-a mai, a jucat doar cu cei mai informă jucători. Eu am fost pe stadion la Petrolul cu FCSB. Da. Nu era antrenor pe bancă. Nu era. Da. Ți-am spus și pe mine m-a șocat gestul din minutul 91 când l-a schimbat pe Băluță cu companiu, când acest domn politician, că nu pot să spun antrenor, Ilie Haralambie, îi făcea semn lui Băluță să așeze pe teren. Să stea jos, să tragă de timp. Și l-a băgat pe companiu care a luat mingea, s-a dus direct în colț, l-a prins 1-1. A călcat pe minge și de acolo a primit gol. Uite, m-am dornit la 2-1, că spunea Gigi că la 2-0 ce faci, mă, nu mai te duci mai. Du-te și dă, că nu este steaua aia pe care o cunosc eu, nici măcar la cel la care a jucat Florin. Păi noi în anii 90, când eram la steaua, păi dacă aveam 2-0, mergeam să dăm 3-4-5-0. Nu e ADN-ul ăsta. E ce vor? La 2-0 să ne retragem, să stăm acolo. Da, și mare greșeală. Mare greșeală, uite, m-am dornit la 2-1. S-a dus și a dat gol, 3-1. Pentru că da? Mandolini e antrenor. Pe antrenor, asta spun. Da, ce înseamnă antrenor. O echipă cu antrenor și un apără. Te așteptai, să-i bată pe farul atât de ușor, că i-a bătut ușor? Nu, pentru că eu am văzut foarte atât meciul lor cu Galațiu, în care n-au jucat absolut nimic. Da. Știam că a câștigat Hagi ultimele două meciuri acolo, anul trecut și în sezonul regulat. L-a bătut pe Petrescu de la Sunat. Din toate pozițiile. La Cluj vorbesc, meciurile de la Cluj. Da, l-a bătut din toate pozițiile pe Petrescu. Nu știam de toate aceste absențe, dar chiar și cu ele au dat gol, ai 1-0. Cu atât mai mult, cu cât ai 1-0. Dom'le, văd că farul depinde foarte mult de Budescu. Budescu stă 90 de minute pe teren acum, joacă tot meciul. Adică, dom'le, când l-au luat... Dar de ce se întâmplă asta? Pentru că nu mai sunt ceilalți sau nu mai sunt la nivelul de anul trecut. De exemplu, mă uit la Grameni. Dom'le, era pe toate buzele, nou Beleni, stângaci, nu știu ce, unde-i nou Beleni acum. Mă uit la Mazilu. Mazilu, da, cu Saci în căruță, cu Brightonul deja semnat și nu știu ce. Mie mi se pare Mazilu o copie automulțumită, am eu senzația, față de ce se întâmpla. Asta primăvară. Îți dau dreptate total. Mazilu a fost dezamăgitor începutul de sezon. Mazilu a fost decisiv în meciurile și din play-off. Nu, pare un Mazilu, pare, cum ai zis, Aline, dar aș completa, pare un Mazilu cu fizicul aici, dar cu gândul la Brighton. Și dacă te duci așa la Brighton, nu prinzi nici începutul lui primavera și echipa a doua, așa, nu știu cât. Nu, faci trei antrenamente și te te trimite la 100 miles away de echipa mare undeva. Aici sunt de acord cu tine, nici mie nu-mi place Mazilu. Nu există, acolo e altă el pare să nu mai fie implicat, să nu mai fie aici, exact cum ai spus. El e în Anglia deja. Cred că și cu mașina, dacă o avea permis, merge pe stânga, până Constanța. Da. Nu te așteptai să-i bată, pentru că i-au bătut la pas. Stai, ascultă-mă puțin. Multă lume. Stai, nu, ascultă-mă puțin. Clar. Și cu o grămadă de ocazii. Adică au avut la ocazii, nu i-a mai văzut pe CFR să aibă atâtea ocazii. Când am văzut 1-0 Budescu în prima repriză, ai zis, execuție. Și vorba lui Dorian Popa, hâți, Johnule. Da, și Luis Munteanu, ce pasă de acolo. Ce Luis Munteanu. Ce pasă de Luis Munteanu acolo și golul. Zic, hai că-i bate a treia oară, Gicuță, pe aici. Uite că încet Muhar mult mai sus decât de obicei, adică n-a mai da, Mandolini, Olin, gândiți-vă, nu l-a mai băgat pe Deac, care dezamăgise în ultimele meciuri. Țineți minte când l-am întrebat pe Balaș după meciul cu Oțelul. Bârligea venise de la în Serbia. Avea o problemă. S-a întâlnit cu Florinel. S-a întâlnit acolo, da. Acolo. Dar uite-te, Mandolini curajos, nu-l mai bagă pe Deac. Băi, gata. Joacă sistemul ăsta cu 3. Îl bagă pe Fica, care mie îmi place foarte mult, Fica. Foarte, bagă fundașul central Matei. Pe Matei, care a jucat. Adică joacă Olin. Joacă Olin și iese. Adică echipa chiar joacă fotbal. De ăla noi o să mai auzim. Are 1,90. E de picior stâng. A fost pe la, deci, juniorat, după ce a plecat în Cluj, diverse Padove, Verone, cum se face, până Italia pe acolo, vine acum 1,90, picior stâng, uite că intră în echipă, joacă titular la Pancu, la 21. Mie îmi place mult. Dacă vorbim de 1,90, să trecem la 1, să vedem cât are Florentin Petre, da? Că e în direct pe Skype. Păi salut, cât, Florentine, bună dimineața! Tot 1,90 are și el, că a crescut. Păi, bună dimineața! Salut! Dimineața, cât spaniol? Păi el așa mă dribla. Cât ai, Florentine, dar serios, cât ai? În momentul când am debutat prima dată în Liga 1 și încă nu mă cunoștea toată lumea, pentru toate fetele și toate alea aveam undeva la 1,73-1,74, înțeleg? Pe scaun. După aceea... Și cu toace cât aveai?
cu toc aveam. Și cum te-ai dus la, la centru 23. Așa, ia zi. Da, și, deci, și după aceea am scăzut undeva la 1.67-1.68. Da. Îți dai seama ce duel. M-a auzit 1.66 cu băiatul ăsta de 1.20 de la CFR, cum, cum îl cheamă? Matei, Ilie, Matei, da. Păi dar n-am avut și duelul, că știi cum mă dribla? S-a ascundea după Fanion. Da? S-a ascundea după Fanion și mă dribla. Ai, bă, capă clătită vă făcea Florentin. Avea meciuri, că el nu-mi plăcea, era pitic așa și nu putea să-l prind. Era ca peștele. Nu putea să-l prind deloc. Tu l-ai prins, Florine, că nu mai știu. Nu, nu cred că l-ai prins. Nu, când te-ai retras, salut. Salut, salut. La Brănești s-a retras. M-am retras la Brănești până 2011, cred. 2011, da, nu, erai încă foarte, foarte tânăr. Dar ia zi-mi, îl făceai ca păcrătită pe Vivi sau cum era? Că Vivi era foarte inteligent, el viteză n-avea. Cam greu. De ce? Că n-avea viteză. Vivi era inteligent, juca inteligent, plasament, Thiago Silva era Vivi, mai înțeles? Tot timpul, dar viteză n-avea, tu aveai viteză. Îl făceai? Vivi juca foarte bine și foarte mult din poziționare. Avea un pas bun, avea o inteligență peste medie, de-aia l-a și plăcut neapiții și de-aia a jucat atâția ani la un nivel foarte... Păi și îl făceai ridicat. Sau nu îl făceai? Dar, păi nu, că de câte ori mă vedea, de multe ori mă ruga să trec în partea cealaltă, să nu vin peste el, că s-ar putea să-i fie... Așa, mă, Vivi, bă! Așa, mă, halul ăsta! Așa e piticul, așa. Da. Florentin, apropo de Steaua, am o întrebare, dar vreau un răspuns direct. Te rog, nu mă băga în diplomație, că la noi nu e cu diplomație. Vreau un răspuns direct. Care e părerea ta? Care este Steaua? CSA-ul sau echipa lui Gigi FCSB-ul? Părerea ta. Părerea mea este că Steaua este cea care joacă în Liga 1. Adică cine? Cine? Aluna Gigi. Echipa lui Gigi FCSB-ul? Da. De ce, Florentin? Da. Pentru că este echipa care a avut performanțele pe care le-a avut, duelurile pe care le-au avut în trecut, iar tot ceea ce se întâmplă la Steaua este meritul lui Neagici. Au fost tergiversările care au fost în trecut. Părerea mea este că Steaua este FCSB-ul din Liga 1. Cu toate că au făcut un stadion extraordinar de frumos acolo, condițiile sunt extraordinare. Siguranță vor mai fi dueluri dintre astea între FCSB și Steaua, dar eu țin minte foarte bine că în momentul când a preluat echipa s-a numit Steaua. Deci tu crezi că FCSB-ul este, da? Steaua da. Adevărată, ca să zic așa, da? Asta este părerea mea și mi-o susțin. Poate că am prieteni și în partea cealaltă. Stai liniștit, dar n-are nicio legătură. Stai liniștit că și Vivi care e un contestatar, adică știi bine că Vivi n-are vreo relație cu Gigi sau cu Memeu, deși acum mai nou v-ați pupat cu Memeu? Te-ai pupat? Nici chiar așa. S-au întâlnit înainte de meci cu Petrolul. Zi-mă sincer, te-ai pupat? Mare. Cum faceți voi oamenii de fotbal? Cu Neavali. Ia, trei ori așa. Mă auzi, mă? Ia. Cu domnul președinte Argăsar. A, te-ai pupat? Și Meme nu s-a supărat? N-a fost gelos că nu te-ai pupat cu el? El se pupă cu alții. Da? Am înțeles. Așa, știi? Acum ai prieten cu Meme? Acum, știi? Nu, nu o întinde. Unde prieteni? A venit la mine acasă omul și ce vrei să nu-l bag în seamă. Corect. Ai fost civilizat. Diplomația tot timpul am trebuie înțeles. Să existe în orice situație. Deci, tu, și mai e ceva bănuiesc. Tu consideri, Florentin, că meciurile care le-ai jucat împotriva Stelei, le-ai jucat împotriva, cum ar veni, actualului FCSB, nu? Că n-ai cum să rupi, nu, toată povestea asta, nu? Sau... Este foarte complicat să rupi o poveste făcută în atâția ani de zile. Și asta este părerea mea și mi-o susțin. Nu cred că mă contestă nimeni. Toate jocurile pe care le-am jucat contra lor, eu așa i-am considerat. Așa e perceput. Dar contează pentru părerea ta și faptul că fanii practic au ales FCSB-ul? Nu, probabil că au ales calea cea dreaptă, calea pe care ei au urmat-o și sentimentele plus
tradiția plus, știu, grupul extraordinar de mare care este în toată țara și nu numai, i-a făcut să aleagă drumul ăsta. N-am înțeles. Bun, Florentine, te-ai apucat de treabă, da? Da, da. Bravo, da. Bravo. Totul e ok? Chiar acum aflu în biroul președintelui. Da, este ok. Am găsit niște condiții extraordinar de bune aici la Ungheni. Vă spun sincer că sunt echipe de Liga 1 și echipe de Liga 2 care nu au condițiile pe care le am eu aici. Și păi da, da, vezi că asta e cu dublu tăiș. Dacă nu promovezi în Liga 2, o să te dea afară. Da, sunt normal. Nu trebuie să mă dea nimeni afară, o să plec eu, pentru că am venit cu gândul să promovez. Sunt susținut... Da, deci dacă nu promovezi, îți dai demisia de onoare dacă nu promovezi? Dar nu, că atât mi-am făcut și contractul, Horea. Nici nu mă gândesc că eu de-aia am venit. Am avut foarte multe oferte înainte să ajung aici, dar întotdeauna voi merge la echipa care își dorește un obiectiv, o echipă care să-mi ofere posibilitatea, nu să am milioane de euro în cont, dar cât de cât posibilitatea să mă pot bate la titlu. Uite, de exemplu, am avut meciul ăsta de sâmbătă, unde am avut un ghinion extraordinar de mare. Mă așteptam să încep cu dreptul, pentru că au un lot de jucători foarte bun. Am un lot de jucători foarte bun, cu jucători cu experiență, l-am pe Astafei, l-am pe Filop, adică jucători foarte buni cu state vechi în Liga 1, dar am avut un ghinion fantastic. Am dat de 3 ori cu mingea în bară, am ratat penalti, am avut posesie de 75% plus nu, e ceva dar pe care... Pe cuvânt că nici nu știu ce ați făcut. Am pierdut cu 1-0 dintr-un penalti. Am pierdut cu 1-0 dintr-un penalti. Acasă? Ați pierdut la Ungheni? Nu. Da, acasă am pierdut cu Târgu Mureș, cu echipa de pe ultimul loc. Am înțeles. Ai început bine. Dacă motivația. Ai pierdut cu echipa de pe ultimul loc, ai început în forță. Mă auzi? Nu stai rău. Da. Ți se clatină scaunul ăla puțin? Că parcă te văd așa, că faci cam așa când... Sau e iluzie optică? Este o iluzie doar optică. Bă, da, apropo că știu că ai antrenament, nu te mai ține mult, că știu că ai antrenament. Bă, Florentine, cum a fost aia, mă, cu... mi-a povestit cineva, dar vreau să o povestești tu, mai înțeles. Cum a fost aia cu Jean Vlădoiu când te-a luat Jean Vlădoiu la vânătoare? Și după aia a trebuit să... Aia este doar o mică parte din ce s-a întâmplat atunci. Am mai multe povești cu Jean Vlădoiu. Ia, zi-mi-o pe asta cu Vlădoiu, cu vânătoarea și cu Mutu. Că râdea Mutu, am înțeles, după aia de tine când a doua zi. Da, asta a fost... Nu, a fost mult mai grav decât a spus-o el. El a făcut un rezumat doar la ce s-a întâmplat atunci. Eram doar ce venise perioada când a venit Rednic, Florea, Adi... Eram mai mulți care... Na, Jean Vlădoiu a făcut un lot dintre ăsta de pădurari în care ne-a dat la fiecare câte o pușcă. Și am plecat, bineînțeles, la vânătoare. Era și Cosmin Contra, nu știu, Mihalcea, dacă era cu noi. Câți ați plecat la vânătoare? Mulți, dar era să ne întoarcem mai puțin, pentru că la un moment dat Contra a greșit cu arma, era să mă împuște, că acum și așa au trecut ani, nu cred că mai apare cineva ce să ne spună. N-a fost atent, n-a pus bine cuiul ăla sau nu știu cum îi spune la pușcă și era să piedic așa, bravo, era să mă împuște, veneam, plecam mai mult și veneam mai puțin. Tu vorbești serios acum? Chiar era să te împuște? Da, vorbesc foarte serios, întrebați-l și pe el dacă nu... Păi cum, adică a tras în direcția ta sau cum? Adică nu, povesti... n-a fost atent. S-a descărcat arma. A păsat, cred că i s-a descărcat arma, dar și era exact... Norocul meu a fost că m-am aplecat, că erau niște ciulini prin... Mă agățeaseră niște ciulini de Adidas și m-am aplecat să mă desfac de alea de acolo și atunci s-a descărcat și arma. Asta ne-am uitat unii la alții ca boi, nu știam ce se întâmplă. Și până la urmă a venit Jean, s-a spărat pe noi, ne-a luat pușca, ne-a luat tot și ne-a lăsat două prăștii. Și a zis, descurcați-vă. Am înțeles. Deci era să te ciuruiască Contra? Da, și era și aia de mistreț. Că de-aia, și până la urmă, ce tare asta era pușcată. Deci omora... Tun. Dar ce? Tu râzi acum, dar cred că te-ai speriat rău. Eu râd, Horia, dar atunci a fost destul de complicată situația.
am avut noroc, ca de obicei, că na, în viață trebuie să mai ai și noroc, am trecut prin atâtea, dar asta a fost chiar complicată. Și la un moment dat, cum mergeam noi în pădure, zice Jean, băi, vedeți urmele astea? Ne-am uitat, ne uitam la noi, la Adidas și la alea, nu înțelegeam nimic, știi? Și într-adevăr erau niște urme de mistreți și au zis, fii atent, tu te duci și cauți pe partea, că am plecat, ne-am întins așa pe da, o echipă, o linie, înțelegi? Așa. Nu prea mă pricep la vânătoare, dar spun cum ne-a aliniat Jean în sistemul de... Maestrul de vânătoare Jean. Da, 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 da. Și căutând, erau niște boscheți mult mai înalți decât mine, îți dai seama, și la un moment dat, stop, nu știam ce se întâmplă. După ce făcusem vreo 5 km de mersul piticului prin pădure, îți dai seama că eram distruși. Și aia a fost, și că tu iau așa prin stânga, că dacă sunt acolo, tu să-i gonești către noi. Și ne uitam unii la alții, înțelegi? Ok, gonim către tine, că ăștia las nu știu să tragă, ăștia sunt gonaci. Tu ești profesorul, noi suntem cei care ți aduc prada la vizorul armei. Și aia a fost. Vă spun că a fost o experiență extraordinar de mișto, grea. Da. Dar e adevărat că te punea Jean să alergi iepurii ca să-i împuște el? Dar ce să-i auzi cum să-i alergi și cum să... Că nici nu-i vedeam pentru că eram pe arătură și aia și au culoarea pământului, știi? Mm-hmm. Nu, dar a fost una tare de tot cu Cosmin când am împușcat amândoi un singur iepure, dragul de el. Unul singur l-am împușcat, l-am făcut terci. Și zice Jean, ci că uite iepurele. Noi ne uitam pe câmp și nu-l vedeam. De unde să-ți dai seama că trebuie să ai ochiul format pe chestia asta, înțelegi? Și zice, uitați-l, bă, acolo sunteți. Băi, uite-l ăla la 30 de metri de voi. Și zice contra cu grătarul ăla, dă-te la o parte că trag eu, știi? Pac, pune pușca, buf, îi dă una, dar nu știu cum l-ai bine la nimerit. Și ăla, tăgădâm, tăgădâm, și-o-ntâc. Și zic, acum dă să trag și eu după el. Și l-am luat. Și zice, Jean, acum duceți-vă și luați-l. Și zic, normal că m-am dus eu. Când l-am luat de urechi, era cât mine. L-am ridicat așa în sus. Zic, nu vine să cred. Era cât mine de mare iepurașul, știi? Uh-huh. Am mai împușcat Jean unul și la un moment dat, uite-mă cum umblam prin pădure cu doi iepuri cât bine. Mai mari decât tine, da. Mai mari decât mine, puși pe după gât, așa. Nu-mi place vânătoarea, nu-s cu vânătoarea, nu-mi place deloc. Dar cea mai tare a fost cu când am ajuns la locația de unde trebuia să ne-au făcut oamenii ceva de mâncare. Eram atât de obosit că am făcut un culcuș lângă un pom, am făcut un culcuș din frunze și am dormit acolo până s-a făcut grătarul vreo oră și jumătate. Da. Și după aceea a venit povestea lui Adi când ne-am întâlnit la doua zi. Am înțeles. Florentin, spune-mi, te așteptai aseară să câștige CFR-ul atât de ușor până la urmă? Da, CFR-ul a avut un meci extraordinar. Cred că e cel mai bun meci pe care l-au făcut în anul ăsta. Golurile pe care l-au marcat exact ca o echipă de... ca o mare campion. Mi-a plăcut. Se vede că este mâna antrenorului, îi place să joace. Ăsta este un lucru bun. Cu o posesie bună, schemele de la goluri mi-au plăcut și văd că de la meci la meci lucrurile se simplifică. Și gândește-te, nu l-au avut pe Tațidis, care e cel mai bun pasator la ei, omul care practic le face tot meciul. Da, îmi place maxim și mie. Cred că este cel mai bun mijlocaș central din România în momentul de față. Da? Eu de prima dată când l-am văzut, este jucătorul care ți leagă liniile box-to-box, pasează, verticalizează și este foarte, foarte inteligent. Plus că pe mine mă încântă că joacă foarte repede. Una, două, maxim. Una, cel două, mai trei, bun mijlocaș din România în momentul de față? Eu așa-l văd. Cel mai bun mijlocaș central. Am înțeles. La care am nevoie să-mi lege jocul. Gica ce face? Există riscul să piardă play-off-ul? Hagi. Faru. Nu cred că va pierde pentru că are un lot de jucători bun. Se bazează foarte mult pe Budescu. Budescu este într-o formă bună în momentul de față, dar eu cred că va prinde play-off fără probleme. Dinamo mai prinde Liga 1 anul ăsta? Am crezut că ai uitat de-ai mei. N-ai uitat deloc.
Da, situația se complică de la meci la meci. Îmi pare rău de tot ceea ce se întâmplă acolo. Din punctul meu de vedere, ar trebui să-și asume niște responsabilități. Mai mulți oameni de acolo să ridice mâna și să-i lase pe alții, pentru că așa mi se pare. Adică corect. Tu crezi că tandemul Burcă-Nicolescu ar trebui să plece, după părerea ta? Nu, eu, din punctul meu de vedere, dacă ai rezultate, n-ai cum să pleci de la un club dacă ai rezultate bune. Dar în momentul când se întâmplă ce se întâmplă, bine, au trecut și printr-o perioadă foarte grea, dar nu putem să o ducem că stai că a fost greu, că a fost greu, că a fost greu, că nu te așteaptă nimeni rezultatul. Locul din clasament este o situație destul de neclară. Eu am informație că se pare că dacă va pleca Burcă, va rămâne Sorin Corceag antrenor. Care are licență. Care are licență și care este secundul lui Burcă și care a fost la Zimbru Chișinău. Deci, cum? Și va antrena Sorin Colceag? Și va antrena Sorin Colceag. Deci da. Dacă Burcă pleacă, dacă va rămâne Burcă Colceag? Se va retrage. Nu mai sunt până în iarnă, probabil. Da, nu mai sunt rezultate, nu mai se va retrage. N-ai de unde să știi, vedem, da? Așa? Deci rămâne Sorin Colceag, care are și licență, are nu? Și licență și a fost la echipa la Zimbru Chișinău. E calificat în cupele europene, mi se pare. Deci o soluție de avarie. Sorin Colceag e un băiat demn de tot respectul, a fost portarul care a fost, domne, dar debutezi în divizia la vreo 50 ceva de ani. A întrebat pe cineva Sorin Colceag ca antrenor principal în primele două divizii din prima. Chiar vor să retrograde. A fost în cadrul federației, da, a fost Vivi, la deci este, cred că a fost la Metaloglobus. Bun. Chiar vor să retrograde. Eu exact asta. Eu vă scriu, cum să spun, practic și bag în plic că dacă e primul pas spre retrogradare, dacă începe. Îl pune pe Colceag. Da, când încep să aduci interimari de ăștia, tu ești într-o situație limită. Da, Florentine, am și o întrebare. Ce faci dacă tu ai tocmai semnat și dacă te ofertează Dinamo peste o lună, două, ce faci? Chiar sunt curios, ce faci? Le-am promis oamenilor pe aici că voi rămâne alături de ei în orice situație. În primul rând, ca să antrenez în Liga 1, trebuie licența pro. Nu o am. Ți-o dau eu. Asta este următorul meu pas. Ți-o împrumută Vivi. Ți-o dau, Florentine, ți-o dau. Da? Mulțumesc frumos, Vivi, și apreciez foarte mult gestul tău, dar știi foarte bine că în momentul când te sună clubul mamă, nu ai cum să spui nu. Dar am o treabă determinată aici, am niște oameni care și-au pus încrederea în mine și nu pot să-i dezamăgesc. Bun. Așa că, da? Exact așa cum am spus, mai devreme sau mai târziu voi antrena Dinamo. Știi ce se va întâmpla, dragul meu? Vei ajunge atunci de la unghieni la unghia în gâta acționarilor de la Dinamo. Ăsta va fi. Deci vreau să vă spun ceva, Horia. Dacă era ceva, mă sunau până acum. A, da, sigur. Nu, da, tu ești sigur că vei antrena Dinamo într-o zi, nu? Într-o zi voi antrena Dinamo și o să fii mândru de mine, o să vezi. Cum? Și o să fiți? O să fii mândru de mine când voi antrena Dinamo, pentru că voi fi pregătit. Da, dacă voi dai și tu 10-15% din ce câștigi, o să fiu mai mândru decât tine. Eu sunt polovele, asta e situația. Mai înțeles? Dacă îmi faci tu contractul, fără nicio problemă. Am înțeles. Cum ești tu direct, Florentine, deci tu crezi că dacă lucrurile continuă așa, tandemul Burcă-Nicolescu trebuie să facă un pas înapoi să plece, nu? Cu siguranță. Păi, atâta timp cât nu ai rezultate, întreabă-l pe Vivi ce înseamnă să fii antrenor, să ai rezultate mari, bune, că te țin oamenii în brațe și ești rege. În momentul când nu mai ai rezultate, nu te așteaptă nimeni la un club cu o tradiție atât de mare. Cine vrei să te aștepte după 5-6 etape în care n-ai tras un șut la poartă, n-ai dat un gol? Ce e asta? Dar să plece, să plece amândoi să-și asume sau doar Burcă? Nu știu, cei care se organizează. Eu nu vreau, am jucat în aceeași echipă, dar eu îl a sfătui, în momentul când nu-ți merge, nu mai ține. La ce să mai ții atât de ce? Să ce? E foarte greu să gestionezi vestiarul după atâtea etape. Le trebuie un șoc, le trebuie ceva ca să poată să meargă mai departe. Altfel o să se trezească iar în Liga a doua și nu știu dacă vor mai promova cum au promovat anul trecut. Eu am dubii că o să mai promoveze. Dacă mai găsesc vreun Argeș să se bată aia în vestiar la meciul de baraj, să se bată Florentine, între ei. Nu, să știi că dacă, Doamne ferește, retrogradează, da, cu 8 echipe fără drept de promovare. Așa,
Da? Mai înțeles, da. Dacă retrogradează Dinamo, eu nu-i mai văd așa ușor să urce, să știi. De asta mi-e și mie frică, pentru că au promovat jos pălăria, au făcut-o extraordinar de bine cu problemele pe care le-au dacă, avut. Dacă pică, va fi greu? Dacă pică iară? Da, eu cred că le va fi foarte greu să promoveze. Da. Va fi, adică există riscul să nu mai promoveze iarăși, nu? Atât de repede mă refer. Da, Atât de repede, da. Da. Uh-huh. Se poate să nu prindă conjunctura, se poate să nu le meargă jocul, se poate să lotul să nu fie competitiv pentru ceea ce își doresc, pentru că, na. Și la fotbal se pot întâmpla. Da, e greu. Și eu zic că dacă pică, le va fi foarte greu să urce iar, să știi imediat. Da. Da, Florentine, de când ai început emisiunea și de când ai semnat, a început iar să sune telefonul? Că știi ce mi-ai povestit, ce ai povestit. Da. S-au reînnoit și s-au reînnoit, cum ești, da drumul la nodurile pe care erau. Am înțeles. Deci gata, nu? Am înțeles. Adică iară e o emulație, ca să zic așa, E bine, dar nu, asta vreau să spun că mulțumesc pentru tot ceea ce se întâmplă cu familia noastră acum. M-a ajutat extraordinar de mult. Familia Fanatic, foarte... cred că te referi, nu? Familia Fanatic, așa. Da. Suntem câțiva babuni. Te-a ajutat sau ce ai zis? M-a ajutat și ne ajutăm împreună, că suntem oameni de fotbal și oameni care avem niște cunoștințe. Deci sună iară telefonul, Florentin? Am început să bag telefonul mai des la încărcat. Bravo! Ultima întrebare. FCSB Rapid în Ghencea, în Arena Națională, 50.000 de oameni. Cine crezi că se va impune? Va fi, în primul rând, va fi un spectacol extraordinar de frumos. Abia aștept să văd meciul. Sunt două echipe în formă bună. Bun, dar Rapidul fără Rahmani, Emers și Petrila. Asta este. Au un lot numeros, un lot care pot să suplinească jucătorii care vin de pe bancă, cu siguranță vor suplini. Poate nu se vor ridica la nivelul celor care sunt accidentați, dar va fi un spectacol și va fi ceva și extraordinar. Și pe cine mergi? Pe cine mergi? Așa. Ținând cont că sunt într-o formă bună sportivă, acum tind să cred că Rapid va câștiga. Chiar cu toate lipsurile astea, inclusiv Petrila? Da. Cu toate lipsurile pe care le-au, Rapid va câștiga. E în regulă. Îți mulțumim mult, Florentin, și baftă mai departe. Vezi să nu te bată și penultima clasată. Ai grijă, da? M-ai înțeles? Nu, că joc acum joc la Alba Iulia, joc cu a treia clasată, dar cu siguranță echipa va arăta și sper din toată inima ca norocul să vină și către mine, pentru că acum chiar am nevoie. Baftă multă! Mult. A fost Florentin Petre, ne-am întors aici cu Florin Gardoș, Vivi Răchită și Alin Buzărin. Hai să vedem ce zice și CFR-ul după victoria asta frumoasă, să-l sunăm și pe Cristi Balaș și după aceea o să vedem declarațiile cele mai interesante ale lui Gigi Becca, lider din emisiune, despre CSA, despre Pițurcă, ca să-l întărâtăm puțin pe Vivi. Mai înțeles așa, să-l băgăm puțin în emisiune pe Vivi. De ce nu e? Cum? De ce nu e? Cum? Nu, dar simt, trepidează, n-ai văzut de-abia... Eu prezentam invitații, vreau să spun ceva de Pițurcă. Stai bă, Vivi, puțin, că și de-a început emisiunea. Mai înțelegi? Ia-o ușor. Înțelegi? Ce n-ai? Ușurel, nu? Ușurel. Florine, 2-0 pentru FCSB, 2-2, iară nu știu câte le-a meci în care conduc, iară sunt egalați. Ce? E un complex, un virus, ce asta? Cred că e un virus. Eu am zis, eram vineri în emisiune și mă întreba Cristi Coste ce părere am despre meci și ce cred că se va întâmpla. Și am spus că dacă patronul va continua să se implice la fel de mult și în primul 11, ok, am înțeles schimbările și asta a fost o problemă și va fi o problemă, dar și în primul 11 să vii să-l bagi din prima pe rotariu, care de altfel eu cred că poate deveni un fotbalist peste nivelul campionatului, dar vine de câteva săptămâni la echipă, îl bagi direct titular, acu iarăși. Și pentru ce se întâmplă în vestiar și pentru atmosferă, nu e în regulă. Adică dacă eu sunt pe post cu rotariu, prea-mi convine când văd că
omul vine și e direct titular. Adică nu e un mesaj pe care să-l transmiți. Eu am muncit pentru asta, nu? Da, și atunci apar și chestii genul ăsta. Cui tot... nu-i convine? De exemplu, pe cine a sărit el? Că Băluță joacă, Miculescu și Companio au intrat în gura lui Gigi, sunt pe lista neagră. Păi cum, a ieșit Companio? Cum? Păi Companio era ieșit. Nu, există mulți care sunt nemulțumiți. A, da? Asta e clar. Vreau să te întreb, cu Daua cum ți s-a părut că l-a scos în 35? Nu prea am înțeles exact de ce. Ca să nu ia roșu. Cum i s-a părut Ilie Haralambie, care l-a văzut pe Daua trecând pe lângă el? El neînțelegând ce se întâmplă. Înțelegi? L-a văzut pe Daua că este Biram Pătrân. L-a văzut pe Daua că trece. Și tu ce faci? Păi stai mă că l-a schimbat. Cum ți s-a părut? Da, n-am înțeles exact de ce. Care a fost ideea? Că... a fost patronul supărat că putea să facă adică ceva grav? Nu îl schimbam. Și a protejat echipa de o eliminare. Probabil. Așa a spus Gigi Becali, că și-a protejat echipa de eliminare. Joci cu stop. Dar poți ești două. De acord cu asta? Păi până la pauză probabil eu l-aș fi lăsat. Da. Uh-huh. Mă rog, deci tu spui că intervențiile astea lui Gigi o să facă rău pe termen lung? Da, eu zic că de asta s-a și pierdut deja niște puncte. Da? Da. Bine, dincolo de faptul că a fost penaltiul ăla care... eu unul nu știu dacă l-aș fi, cred că se bucură Cristi Balaș, că e la telefon, cred se că bucură, e foarte fericit. Da, că mă auzi, cred că se roagă să facă Gigi schimbări, mai înțeles, non-stop, cred că se roagă. Știi? Înțeles? Salut, Cristi! Bună dimineața! Bună dimineața, normal! Ați arătat și voi fotbal aseară, în sfârșit, după nu știu câte etape. Da, s-a jucat bine. Da. Am meritat să câștigăm cu alte cuvinte. Da, uite, vreau să te întreb ceva. Aveam un zvon ieri că dacă Mandorlini nu câștiga seară, erau probleme, putea să fie demisie. Ceva adevărat sau nici vorbă? Așa am auzit, eu așa mi-a trecut pe la ureche. E greu să cred. Cum adică? Eram la 3 puncte distanță de echipa de pe primul loc. Da. Cu un meci mai puțin disputat. Da. Și... dacă nu am fi câștigat, am fi rămas în continuare, să spunem, la... Îmi dai voie să-ți fac un alt calcul? Pot să-ți fac un alt calcul? Fă-mi un alt calcul, da. Îți fac un alt calcul, da? Din punct de vedere, să zicem, al altor oameni, ca să zic așa, da? Îți fac alt calcul. Tu ce spui tu, da, e corect. Corect, dar pe de altă parte să știi că și calculul pe care ți-l zic eu e corect, da? Voi sunteți în momentul de față la un punct de FCSB, da? Da. Bun, ok. Dacă ați fi câștigat cu Dinamo, ceea ce a fost o mare surpriză că n-ați câștigat împotriva unei echipe pe care o bat toți, mai aveați 2 puncte. Dacă ați fi câștigat cu Oțelul, care la fel era un meci normal pentru CFR la îndemână, indiferent de catenaciul lui Dorinel, erau 4 puncte, fii atent. Da. Și asta înseamnă plus 3 puncte, da? Peste FCSB, iar dacă ținem cont și de meciul direct care putea să-l și câștigați cu FCSB-ul și care l-ați pierdut cu penaltiul ăla inventat și așa mai departe, erați la vreo 7 puncte de FCSB. Se poate face calculul și invers, să știi. Și? Păi, nu, voi, poate calculul e în felul următor. Domnul Mandorlini trebuia să aibă 7 puncte în fața FCSB-ului la momentul ăsta. Păi, de ce? Pentru că voi. Că n-a bătut Dinamo, că n-a bătut Oțelul, că l-a bătut în meci direct FCSB-ul. Da-ia. Ok, și când pot să vorbesc și eu? Te rog, acum. Acum, te rog. Ai vorbit aseară. Am pornit acest campionat după ce au fost făcute modificări masive. Și au venit în urma mare de jucători. Este cunoscut faptul că atunci când sunt foarte multe schimbări la o echipă, este nevoie de timp pentru a crea acele relații de joc. Și toți, sau marea majoritate, să spunem, au spus, vorbesc aici oameni de specialitate, și presa sportivă, și oameni de fotbal, nu ne-au băgat în seamă, nu au luat în considerare faptul că s-ar putea în continuare să luptăm sau să avem șanse pentru câștigarea campionatului și toți ați spus că suntem o surpriză plăcută și că nu v-ați așteptat în urma atâtor modificări și mulți jucători veniți, întinerirea lotului, pentru că și aseară
am mi-a plăcut foarte mult curajul lui Mandorlin aseară, să știi, foarte mult. Așa, cu trei jucători under. Da. În contextul în care ați și fost de acord sau ați înțeles faptul că am avut 6 jucători din 10 care au evoluat în prima parte a jocurilor oficiale, aici mă refer și în competiția Conference League și în campionat la prestațiile echipei noastre, după câteva partide sau după un număr de partide ne-am trezit că avem 6 jucători accidentați din 10 care au evoluat anterior în primul 11. Deci motivele sunt obiective. Da, da, să știi că nu, eu nu vreau explicații atât de amănunțite. Da. Aveam 3 puncte distanță de FCSB, pardon, 4 mai exact, și e foarte, foarte important să subliniem faptul că Mandolini a demonstrat că a creat un lot în care nu există diferențe între titulari sau jucători care credeam noi că sunt foarte importanți. Și aici este mâna antrenorului, a demonstrat acest lucru aseară, a avut nevoie și de timp, iar acele două jocuri care nu le-am pierdut cu Dinamo și cu Oțelul au fost două meciuri speciale. Până la urmă, Oțelul a pierdut doar 2 meciuri în acest campionat. Nu, nu, e clar, nu. Eu îți spun doar ce auzisem. Nu, e clar. Mie, de exemplu, ca să o închidem, nu, cum să spun, tot expozeul tău este extrem de clar și îl știm cu toții și este extrem de logic. Doar eu îți spun că așa auzisem, un zvon mi-a trecut că puțin, dacă n-ați fi bătut ieri farul, cum să spun, s-ar fi ridicat o ploaie pe mai sus, ca să zic așa. Înțelegi? Am fi făcut o greșeală din punctul meu de vedere și mi-asum acest lucru. Da, și s-ar fi făcut o greșeală. E clar că nu e cazul, că s-a câștigat și important este că Mandorlini a fost foarte curajos aseară. S-ar face o greșeală. Cum? S-ar face? S-ar face o mare greșeală atunci când o echipă este în obiectiv și nu vorbesc de ce în Fred Cluj, să se intervină cu modificări majore. Nu, și mai e o chestie, CFR-ul schimbă greu antrenorul. Bun, a avut efigia lui Petrescu acolo, atâția ani. Dar și când Petrescu a mai plecat, Consei sau l-au lăsat până la cap, atunci cu Dudea la mai puțin și Mudică. Exact, asta e excepția. Și bine, păi și Mudică e și greu să, da, e și greu să rezici cu Mudică. Unde stă 7 etape, deja asta mult. Da, exact. Cum să zic, ei lasă antrenorii da. Să... Da, să Cristi, lucrurile sunt clare. Eu vreau doar să spun atâta. Ieri, aseară, unul dintre cele mai bune meciuri ale CFR-ului top 3 din acest început de sezon. Mi-a plăcut curajul lui Mandorlini. Mi s-a părut așa că a jucat all-in. Mi s-a părut aseară că a jucat în sensul că a băgat chiar jucătorii care crede el că sunt cei mai în formă. Mi-a plăcut că a avut curajul să-l lase pe Deac, care nu e în formă, pe banca de rezerve, care e un simbol, n-a avut nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Am văzut primul 11, m-a mirat, însă toți jucătorii care au intrat și m-au mirat au evoluat impecabil în frunte cu Fică, care mie întotdeauna mi-a plăcut. Uite, mie îmi place Matei foarte mult. Da, înțelegi? Fundașul central. Mandorlini, e clar că Mandorlini este antrenor. Indiferent ce se va întâmpla în viitor, omul clar se vede că e antrenor și că are școală de antrenor. Asta e clar. Să nu vă imaginați că a pregătit diferit meciurile sau că nu s-a tratat cu această seriozitate și meciurile cu Oțelul sau cu Dinamo. Nu, dar știi cum e, când pierzi puncte, mai ales cu Dinamo, e un bai. N-ai voie să pierzi puncte cu Dinamo dacă vrei titlul. N-ai voie, nu. Sunt de acord. Iar meciul cu Galațiu n-au fost ocazii. Eu am văzut atât meciul cu Galațiu. N-au fost ocazii, a fost... Adică o diferență uriașă, Cristi, între meciul cu Galațiu și splendoarea de partidă de ieri, în care am avut atenție două echipe care au fost preocupate să creeze. Da, adică Faru cu tot dragul de Gică Hagi, că mi-e drag de nu mai pot și l-admir pe Gică, ieri putea să le deați vreo 5, să știi, lui Faru. La câte ocazii? Da, am avut multe momente și situații în care a finalizat. Că nu a trecut, dar n-a ajuns mingea pe spațiul porții. Asta e o altă problemă. Nu, arăta foarte bine echipa și mi-a plăcut de Mandorlini că a avut curaj aseară și a băgat jucătorii pe care el a simțit că sunt cei mai în formă, indiferent, cum ai zis și tu, de statut.
indiferent de statut. Mi-a plăcut mult de tot asta. Știi? Noi avem, noi privim, toți jucătorii privim la fel. Pentru noi, cei din conducere, și sunt convins că și Mandolin gândește la fel, nu există diferență între un jucător sau altul. Subliniez faptul legat de jucători accidentați pentru a nu se înțelege greșit, atât timp cât evoluesc cu un anumit jucător, încep campionatul, încep meciurile de pregătire cu anumiți jucători și se accidentează 6 din cei pe care i-ai folosit meci de meci, este greu ca cei care revin, chiar dacă valoric sunt de același nivel, este greu ca să aibă o prestație consistentă. Au nevoie și ei de meciuri oficiale. S-au întâmplat să vină acele două partide în care nu am pierdut, am făcut doar rezultat de egalitate, dar au demonstrat în jocul de ieri, pentru că singurul care a intrat, a revenit din jucători accidentați, a fost Camora. Acești jucători au demonstrat că sunt foarte buni. Da. Nu, chiar mi-a plăcut. Deci ți-am zis, eu, Fică este un favorit al meu, un jucător care eu i-aș da mult mai multe șanse. Mi se pare genul de fotbalist valoros. Îmi place foarte mult că verticalizează, joacă numai pe poarta adversă, nu pierde timpul, pase filtrante, foarte bun. Iar fundașul central mi-a plăcut la nebunie. Mi-a plăcut mult, mult de tot fundașul central. Adică bun. Cine? Ce să mă... Ilie. Deci, Ilie. Păi da. am început jocul cu Sava Under, cu Ilie de 20 de ani Under și cu Fică. Și Fică a fost Under anul numai, trecut. Numai, da. Da. După care pe parcurs a intrat și Luca Mihai. Bravo, bravo. Cristi, trei întrebări scurte legate de jucători. 1. Ce se întâmplă cu Bârligea? A fost la Marijana? A fost la Mariana pentru a avea acea intervenție faimoasă, să spunem așa. Da. O perioadă aglomerată și pentru Mariana, din ce am înțeles, dar îi mulțumim și pe această cale. E tot campionatul acolo. Înțeleg că toată Superliga e pe la Mariana. E toată Superliga. Au fost mulți jucători. La fotbal jucătorii se accidentează. Dar ce a avut Bârligea? Ce a avut Bârligea? O leziune musculară. Da. A ieșit la pauza la meciul cu Oțelul. N-a mai putut să ne folosim de el în repriza a doua. Și a lipsit la antrenamente, a fost introdus pe final, probabil nu a jucat la turație maximă, a încercat într-o oarecare măsură să se protejeze, mai ales că scorul era deja 3-1. Uh-huh. Și am vrut să vedem dacă intervenția a fost de succes. Și important este că a terminat meciul sănătos. Am înțeles. Deci este apt. Deci face fata asta, doamna asta face minuni, înțeleg, a? Dar în cele mai multe situații și cazuri, da, reușita este senzațională. Am înțeles. El cât a avut? Cât a avut? Leziune? Ce a avut? Noi spunem ruptură. Păi asta, da. Și cât a avut? Cât a avut ruptura? Aici e greu de stabilit, pentru că apare și acel hematom și atunci nu știm exact cât este de mare. Important este că l-a refăcut. Pentru meciul... avut și Camora. Da, pentru meciul următor Bârligea e refăcut, adică e la 100% pentru meciul următor. Meciul următor este joi, azi este marți, adică e poi mine. Păi da. Meciul de cupă. Văzând că a terminat meciul sănătos, noi zicem că da, rămâne văzut cât va fi introdus. Sau da, nu, bănuiesc că nu vrea să-l forțați să se mai întâmple ceva. Doamne ferește. Da. Tsakidis. Sau cum îl... Tsakidis, da, și el a fost la Marian. A, și Tsakidis a fost la Mariana. Ok. A revenit duminica. Așa. Când îl vedem? Ar fi fost periculos. Când... Cum? Ce ar fi fost? Ar fi fost periculos să-l introducă. La eleziune a fost mult mai mare. Bun, și când? Și e mai masiv, are musculatura. El, Tsakidis pare gras, dar să știți că nu este. La țesutul ăla de pustă, mai bine ca mulți jucători. Uh-huh. Și când ar putea reveni? Staful tehnic cu cel medical, ei sunt cei care... Așa, aproximativ, adică ar putea fi apt pentru meciul din campionat de weekendul viitor? Da, cred că da. Vești bune, spunea Florentin Pete într-o intervenție la noi acum câteva și minute. Krasnici, și el a avut problema. Musculatură la meciul de Cupa României de la Alexandria. Și nu poți să crezi, și Krasnici a fost la Mariana?
Nu a fost la Mariana, dar și-a revenit și el la ce va începe să facă cu echipa. A, bun, deci e Apt și Krasniqi, nu? Dar mai bine nu aducem noi pe Mariana aici în România. Da, mai bine. Să stai aici. E important, Cristi, spune... Vin jucător și de la Real Madrid, de la Ante Capșilu Camodic a fost acolo. Și bam face femeia la Belgrad, îți dai spunea, seama. Spunea Florentin Petre Adineaur că Tachidis, după părerea lui, este cel mai bun mijlocaș din campionatul României. Că așa de mingea, eu dau mingea cu mâna, cum o dă el cu piciorul. Păi da. Nu, dar aici sunt două exemple clare, și diferență și antiteza. Deci vine Tachidis, experiență mare, și vine Celibidache la Craiova, lui Cârțu Curtici. Da. Eu cred ca aport, ca imagine lăsată, cum să spun, a câștigat clar Tachidis duelul. Deci doi jucători care au jucat la un anumit nivel, care au... Nu, până la momentul ăsta total, ai dreptate total, nici nu există... 32-3 și Tachidis, tot acolo e 32-33 de ani. Iată cum arată unul și iată cum arată celălalt. Ai dreptate, ai dreptate. Cristi, îl amentați pe Hefte? Aștept discuția pe care... Staff tehnic o va avea cu el, aștept lămuriri și noi cei din conducere nu intrăm în vestiar, pentru că cel care trebuie să aibă și are autoritate este antrenorul. Intervenim sau dacă intervenim numai dacă avem solicitarea sau acceptul antrenorului. El este cel care controlează și decide în vestiar și în funcție de informațiile pe care le vom primi, atunci le vom analiza. Da, eu scuză-mă, la nivelul ăsta n-am mai auzit așa ceva. Cum adică să pleci de la stadion? O fi lăsat gazele deschise. Păi nu a plecat Alibec atunci când nu a fost introdus și a plecat de pământ. Eu știu, Cristi, dar ție, ca ești, ești președintele CFR-ului, ți se pare normal așa ceva? Păi aștept... Lasă, am înțeles că aștepți, eu te întreb dacă se pare normal. Alibec atunci a fost sancționat. Cum? Cum ai zis? Alibec atunci a fost sancționat. Adică... Aștept informații. Nu, da, cum să pleci de la asta? Cum adică, adică ce suntem la... Suntem la adunații, copăcenți, ai luat de Hefte, Hefte în continuare rămâne un jucător în care noi credem și care și aseară a primit credit din partea antrenorului, care am discutat cu el înainte de meci și l-am încurajat. Sunt convins că își dorește și el mai mult și este un jucător care are calitate și care poate să facă diferența. Nu am, din punct de vedere sportiv, n-am decât cuvinte de laudă la adresa lui, dar mă opresc pentru că mi-e greu să povestesc, să dezvolt și am discutat chiar cu tine, am discutat ultima oară în care tu ți-ai exprimat un punct de opinie. Reacția mea a fost că nu o să vorbesc niciodată urât de jucători și sper să... Dar nu, nu, aici stai puțin. Lucru. Sunt lucruri total diferite. Și, nu aici sunt lucruri a apărut în presă, nu, da, mă refer la declarațiile mele la adresa jucătorilor. Nu, nu. În cazul de fapt. Eu știu, dar Cristi, încă o dată. M-am trezit că au apărut pe un alt site informații eronate și ceea ce ai spus tu ți-au pus ție în gură, da. Încă o dată, Hefte, un jucător care începe titular, da? Pleacă pur și simplu, repet, ca de la adunații copăceni. Nu credem așa ceva, nu, adică nu e ok pentru imaginea voastră ca și clubul. Ești de acord cu mine că trebuie să luăm informații, să le analizăm? A, nu, asta da, dar nu puteți să lăsați lucrurile așa. Păi, eu mai mult de atât, ce pot să spun acum? Că am spus că a făcut bine ce a făcut. Și mare... Vreau să analizăm. Da, bun, și te întreb ceva, adică cum a început titular, adică chiar nu văd nicio logică, nicio explicație, nicio, cum să spun, nicio circumstanță atenuantă, că a început titular. Da, cu atât mai mult este nevoie de informații pe care să le analizăm. Se pune exact problema, indiferent de informații, să vă despărțiți de el sau asta niciun caz? Nu, 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 nici vorba. Nici vorba. Am înțeles. Deci eventual exclus. Dacă va fi o amendă și aia e, nu? Ceva de genul. Exclus. Nu, am nevoie de informație. Sau dați o primă. Dacă păi, dar el ia primă de cineva victorie. De la moarte, asta mă face. Da, da. Apropo, Hefte ia prima de victorie? De ce să nu? Ce anume? Hefte ia prima de victorie? Depinde ce este scris în contract.
Am înțeles. Trebuie jucat titular. Cristi, de ce să nu ia? Cristi, nu e ok. Nu e ok ce a făcut Hefte. E o imagine proastă care vă dau și vouă clubului. Chiar nu e ok. Eu înțeleg diplomația ta, dar nu e ok. Nu e ok așa ceva. Păi bun, dar eu n-am spus că este ok. Nu întâmplător am spus că am solicitat un raport. A, și nu întâmplător ai spus că Alibec a fost sancționat. Amendat. Corect, am înțeles ideea. Păi așa s-a întâmplat atunci. După ce s-au analizat situația, așa s-a întâmplat. Ți-am atunci. Zis, dați-o o primă la băiat. Nu? Dar atenție mare, Alibec a plecat de pe bancă, din ce țin minte. A, bine, are circumstanță, Hefte, îmi cer păi scuze. Nu, e o... Da, tot... Bravo, tată, dați mesajul, plecați, mă, când vreți voi. Totul e ok, Horica. Vom analiza. Bea, Horica. Mm. Mă rog frumos. Vom analiza. Vom analiza. Da, da, da. Da. Sunteți la un punct de FCSB. Cum e? Cum e, Cristi? La fel cum a fost și acum o săptămână sau două, nimic schimbat. Cât eram la 3 puncte. Nu e nicio diferență. Da, ții cu rapidul? Deci, campionatul, faptul că am câștigat sau că nu s-ar fi întâmplat acest lucru, nu ar fi însemnat în economia campionatului absolut nimic. Important este să avem șanse atunci când intrăm în play-off la câștigarea campionatului, să avem, dacă se poate, cât mai multe puncte în favoarea noastră și acolo să-l tratăm acel play-off cu seriozitate, pentru că diferența de fiecare dată s-a făcut în play-off. Nu se mai înjumătățesc punctele acolo. Toate meciurile sunt importante. Orice punct contează. Uh-huh. Uneori și un rezultat de egalitate poate să-ți aducă câștigarea campionatului sau poți să pierzi campionatul în urma unui rezultat de egalitate. S-a demonstrat acest lucru și nu avem cum să sărbătorim sau să ne îmbătăm cu apă rece atât timp cât e prematur acum să discutăm. Și atât timp cât sunteți pe doi, una peste alta totuși, că nu sunteți pe atât timp cât suntem la un punct distanță de echipa de pe primul loc. Ții cu Rapidul? Ții cu Rapidul? În derby? Nu, domnule, noi ținem cu noi. Nu, zic așa. Nu, eu nu am, pentru că fotbalul te pedepsește. Atunci când gândești rău, atunci când jignești, atunci când nu respecti adversarul, fotbalul te pedepsește. Și s-a demonstrat de fiecare dată acest lucru. Înțeles. Și atunci nu vreau să creez oarecare energie negativă în jurul meu, plimbându-mă prin stadion. Până la urmă, nu cred că este periculos și atât timp cât exprimarea celor care sunt pe primul loc a fost că ei se luptă cu Craiova la câștigarea campionatului. A, deci nu sunteți, nu prezentați un pericol, nu? Pentru ei nu, ceea ce e bine pentru noi. Și cu Bancova, ce da, am înțeles, am înțeles. Deci, pentru FCSB și pentru Gigi Becali nu sunteți un pericol, nu? Ceea ce vă convine. Ceea ce ne convine. A, am înțeles. A, deci stați frumușel, că nu acolo, cu minți, nu ne băgați în seamă. Noi muncim, nu gândim. Muncim și scoatem în evidență de fiecare dată, ca să nu mai creăm cu acea imagine că CFR-ul câștigă datorită arbitrajelor, scoatem în evidență de fiecare dată când sunt greșeli împotriva noastră. Am înțeles. Deac, supărat că n-a jucat ieri? De ce? A jucat. N-a jucat titular, lasă mă. N-a jucat titular. N-a jucat. Pentru Deac, pentru Deac minutele alea e ca și cum n-a jucat. Cu Deac am discutat în repetate rânduri și am rămas plăcut impresionat legat de cuvintele de laudă pe care le-a avut la adresa lui Fica. Și din acest punct de vedere sunt convins că nu are cum să fie supărat, aducându-mi aminte cum a vorbit despre Fica, nu are cum să fie supărat că a jucat un jucător care anul trecut a fost under și despre care Deac a avut doar cuvinte de laudă. N-am înțeles. Bine, succes în derby, în derbiu de cupă cu Ucluj. Aveți ceva bilete? V-a dat ceva Ucluj bilete? Sau? Aia era U-meciul, nu? Nu am mai cerut.
Cum? Nu am mai cerut, a făcut acea solicitare care a fost refuzată. Unde e meciul? Că nici eu... nu știu la... La U. La U. La... La... Unde se joacă? La U sau unde? Noi tot doar în deplasare jucăm noi. Da, știu și unde, la U, nu? La U, sigur, pe Cluj Arena. Da. Și nu, n-ați, mai, Cluj făcut, Arena, n-ați mai făcut solicitare pentru fanii voștri? N-am mai făcut pentru că a fost refuzată acea solicitare în care am, am cerut la Inelul Superior și de ce să mai... Am înțeles. Bine. Eu am zis că nu mă mai implic. Da, bine. Eu am refuzat, am rămas corigent, să spun așa, chiar repetent capitolul și am eșuat în încercarea mea de a rezolva acest mini conflict, pentru că n-aș vrea să-l fac mai mare decât este, și atunci am spus că nu mă mai preocup acest subiect, nu mai vreau să vorbesc. Am înțeles, deci n-aveți galerie, da? Nu o să aveți galerie la meciul cu Cluj. O să avem galerie conform regulamentului. Solicitarea a fost doar să obținem ceea ce scrie în regulament. Păi și câte bilete? Câte bilete ați solicitat? 5% din capacitatea stadionului, cred că înseamnă cam 1000 de bilete. Am înțeles. Bine, aveți grijă la meciul de cupă, ochii pe bancă, da? Să nu vă mai plece vreun jucător. Da, aveți grijă. Este bancă, n-am plecat. Nu, da, da, păi nu, să nu zică că se duce bârligea la dușuri și după aia să-l vadă lumea, să-l filmeze plecat prin oraș. Avem chiar și hefte, pentru că este prezent, chiar avem oameni de calitate și vezi de calitate în lot. O fi rămas în scuză-mă, asta cu hefte, mai înțeles, tu poți să pictezi frumos, Cristi, că ești un om inteligent. Nu te mai lăs nici pe tine să zici ceva de el, pentru că mi se atribuie mie declarațiile tale. Păi nu, tu poți să pictezi, dar ce a făcut hefte, e puțină lipsă de caracter. Ai puțin, o fi rămas o fi fotbalist, Cristi, și nu zice nimeni că nu-i fotbalist, că de... și mie îmi place. Dar la capitolul uman, ieri cel puțin, acum știi cum e, nu trebuie acum să-l decapităm pe om, dar la capitolul uman, pentru ziua de ieri, a rămas corigent. Da? Hefte. Nu te mai lăs să spui nimic de el. Păi am zis, ce să mă mai... Și eu am făcut asta la Craiova, așa că... Cum? Ia stai, da. Cristi, puțin la telefon. Ia zi, domnul Gardoș. Am făcut același lucru, da. Ia zi. Ai plecat acasă? Păi zi, povestește. Păi am... Da, și de două ori am făcut-o. Odată am plecat înainte de fluierul final. Gata, nu mai zic, Cristi, nimic de hefte. Dacă Gardoș vine de două ori și ne spune la Craiova, așa zi. Și a doua oară, cred că era al patrulea meci consecutiv. Ai plecat înainte de fluierul final? Da, bine, am plecat la vestiar. Cine era antrenor? Fratele meu, Davis Mangia. Mangia. A, Mangia, da. Și o altă dată... Deci era... nu se terminase meciul și ai plecat acasă? Am plecat la vestiare. A, la vestiar? De pe bancă, înainte de fluierul final. Dar odată am plecat acasă, era cred că a patra oară consecutiv, când am stat în cantonament cu echipa și am fost primul sub linie. La lot. N-am prins lotul. A, și nu te-ai mai dus în tribunul. Salariul ți-l primeai? Primeam, dar am luat amendă. Și eu, dar salariul ți-l primeai? Da, bineînțeles. Și atunci de ce ai plecat? Dacă salariul ți-l primeai? De ce ai plecat și hefte? Sunt lucruri pe care, dacă nu le trăiești, e greu să le explici. Eu nu credeam că voi ajunge vreodată în situația asta. Eu am fost tot timpul un fotbalist care respectă regulile și așa. Dar m-a scos pur și simplu din sărite omul ăla și nu-l mai suportam. Și atunci simțeam, nu știu, nevoia să mă revolt într-un fel. Da. Corect, n-am fost în situația. Da, situațiile oricum sunt diferite. Da, Cristi, vreau să te întreb ceva. S-a luat vreo decizie în legătură cu acei băieți în negru care au năvălit peste suporterii voștri la meciuri de juniori? Da, au fost premiați. Nu, cred că e prematur. Știi cum funcționează lucrurile? Păi nu, Cristi, că la noi s-a jucat sâmbătă și deja luni jandarmeria a anunțat 7 suporteri interziși pe stadion între 6 luni și un an și 3 cu dosare penale pentru o bătaie în poliția Tăluză. Prahoveană e mai eficientă decât ei, sunt mai, ei sunt mai mult cominardea. La Cluj durează mai mult. La Cluj durează până să i-au găsit pe ea. Ce nu înțelegi, vii? Băi, ce, luați ardelenii la mișto, vezi că e și Gardoș pe aici, e și Cristi acolo, băi, ce faceți aici? Da. Mai nu mai vedeți pălincă. Hefte, Cristi, Cristi, hefte. Am, nu, dar e mult mai ușor să sancționezi atunci când îi prinzi asupra faptului sau greșesc în stadion sau în zona stadionului pentru că acționează jandarmeria. Aici vorbim deja, poliția a căutat, trebuie dovezi, trebuie camerele, e un adevărat proces. Deci procedura este diferită. Apropo, hefte s-a prezentat azi la recuperare sau nu mai știți nimic da, de el? Da, cum să nu. A venit? Da.
Bine, mulțumim! Da. Încă arbitrajul de ieri. Cam înțeles că au fost ceva discuții. Doar Budescu le-a ridicat. Ah, Budescu, da, doar bine. Budescu, în rest n-a discutat nimeni. Dar au fost ceva probleme pentru că nu am avut rezolvat. Cristi, chiar nu putem să discutăm orice comentează, orice. Discutăm când sunt probleme. Pe ei și la caserie. Da. Așa mi s-a părut Budescu. Că a fost un arbitraj bun, adică nu au fost greșeli. Orice majore, spui se va folosi împotriva ta, n-are sens să comentăm, sincer, pe subiectul ăsta. Sincer. Am înțeles. Bine. Bine, mulțumesc Cristi și baftă în continuare și în primul rând felicitări pentru jocul de ieri, asta e cel mai important. Păi, la băieți și la staff. Păi normal că doar noi fi jucat tu, dar la toți, că toți faceți parte din echipă, nu? Ce, tu nu muncești sau ce? Tu acum trebuie să analizezi, la fel ca jandarmeria vreo lună de zile cu hefte, da? Te lăsăm să analizezi. Te întrebăm la iarnă de Crăciun. Cu hefte s-a mai întâmplat? Bine Cristi, felicitări. Analizăm, o să spun, pa. Bine, ce-o, toate cele bune. Stai numai o secundă. Deci a fost un episod real, da? Cu Van Bommel. Așa. România-Olanda. Aia. Cred chiar meciul de la Constanța, dacă nu cumva cel de pe... Am jucat odată cu ei și pe vechiul 23 august. Și antrenor era Bert van Marwijk la ei, care era chiar socrul lui. Este socrul lui. E ginerisul Van Bommel. Și au intrat pe teren. Și au văzut că sunt 10. Bă, unde e ăsta? Păi, așa. Opa, s-a dus unul, omul era la, s-a dus la toaletă, ăștia au plecat, probabil că știind că sunt în România și că mai dispar unele altele, au încuiat și ăla a rămas acolo. Bă, ăsta bătea, Van Bommel bătea cu pumnii în ușă. Deci l-a uitat la vestiare. Cine masării, cine au încuiat ușa, erau 10, s-a întârziat un minut, două, s-a dus cineva. Cum a intrat pe culoarul ăla, s-au auzit buvnituri în ușă. Ăla a ieșit din toaletă și a văzut că nu mai e nimeni. Da, bun. Van Bommel, jucător bun. De Bayern München, jucător da. Mare. Tot vorbim de jucători mari, previzibil, Messi, balonul de aur, Gabi Saft are toate detaliile. Gabi, te salutăm. Te salut, Horia, vă salut, domnule, la mulți ani, Florin Gardoș. Mulțumesc. În ziua în care Diego Maradona ar fi împlinit 63 de ani, Lionel Messi a câștigat al 8-lea balon de aur. Messi este infinit. Acesta a fost logo-ul pregătit de France Football. În gala de aseară de la Paris nu a fost nicio surpriză. Dacă ți-aduci aminte, în această emisiune, în urmă cu vreo 3 săptămâni, am anunțat că Messi va fi balon de aur 2023. Chiar înainte cu o oră de gală, presa argentiniană a publicat o listă definitivă scăpată de cineva în public, iar clasamentul primilor 20 a fost corect. Practic, tot ce s-a văzut la gală a fost previzibil. În 67 de meciuri, Messi a marcat 41 de goluri, a dat 26 de pase decisive, a luat 3 trofee, cel mai important, Cupa Mondială. Messi a fost aplaudat în picioare, a fost un standing ovation la ultimul, probabil, ultimul său balon de aur pe care l-a dedicat lui Diego Armando Maradona. Trofeul a fost primit de la David Beckham. De altfel, tensiunea pe care puțin au mai avut-o a dispărut instantaneu în clipa când englezul a urcat pe scenă. A fost clipa când era clar cine primește balonul, ca și anul trecut când Zidane i l-a oferit lui Benzema. Inter Miami... Sănătate multă. Mersi, Gabi, nu, cred că a fost, era normal, cine, ești campion mondial, ce, cui să-i dea balonul de aur, acum serios. Da. Inter Miami este primul club din afara Europei care câștigă un balon de aur în toate cele 67 de ediții. Messi primește și peste 6 milioane de euro de la club și de la sponsorul său sportiv. Argentinianul a anunțat și cui îi predă ștafeta. Haaland merita chiar și acum trofeul, a spus Messi. El și cu Mbappé or să ducă o luptă lungă pentru acest trofeu în următorii ani, a declarat pe scenă argentinianul Lionel Messi. Imediat după gală, Kylian Mbappé a ținut să-l felicite pe Messi pe rețelele de socializare. Felicitări, Leo, pentru premiu, îl meritai, a scris francezul, despre care presa a speculat că ar fi fost trist, nu cred, însă ați văzut cum râdea împreună cu Haaland. Presa a remarcat faptul că în discursul său Messi nu a vorbit nicio secundă de Paris Saint-Germain. A fost o gală superbă, sunt convins că ați urmărit-o și voi. A fost și un invitat special, Novak Djokovic, cel care i-a înmânat balonul de aur Aitanei Bonmati, jucătoarea din Spania, care a câștigat da, primul... Djokovic, ca și Federer au fost și la finala Cupei Mondiale ale Rugby de la Paris. Da, chiar l-am văzut pe Djokovic la vreo
30 de metri. Djokovic chiar l-am văzut. Are mamă neozelandeză, nu? Probabil, văd că face se ocupă mai puțin de tenis, face înconjorul marilor competiții. Finală, cupă mondială, gală, balon d'or, te rog, Gabi. La 37 de ani, la cât ai câștigat. Te rog, Gabi. Da, el i-a oferit așadar Aitanei Bormati a treia jucătoare din Spania la rând care câștigă balonul de aur, dar primul al ei. Născută în aceea zi cu Guardiola și comparată cu Iniesta, Aitana are numai 19 ani, joacă la Barcelona, echipă declarată cea mai bună din lume în gala de aseară. De altfel, cu ocazia premierii, Djokovic a recunoscut că fotbalul e cel mai urmărit sport și că până la 9 ani tatălui l-a dus la fotbal, dar era atât de bun încât s-a apucat de tenis, după cum a glumit sârbul. Manchester City a fost declarată al doilea an la rând echipa lumii la gala France Football. A fost un spectacol frumos, trofeele pentru Aitana și Messi au fost aduse într-o șalupă pe Sena, apoi la bordul unui monopost de Formula 1. Au mai fost decernate și alte premii. Jude Bellingham a primit trofeul Copa pentru cel mai bun tânăr jucător din lume, iar pe 10 noiembrie la Torino va primi și Golden Boy. Prințul Albert de Monaco i-a oferit premiul Socrates brazilianului Vinicius pentru tot ceea ce face prin fundația lui care îi ajută pe copiii săraci, dar și pentru lupta pe care o duce împotriva rasismului. A fost un premiu social. Interesant e că imediat după terminarea galei, FC Valencia a protestat public pentru că francezii de la gala au folosit imaginea Valenciei și a asociat-o cu anumite comportamente rasiste izolate. Valencia reiterează condamnarea rasismului, dar cer un mare respect față de club și de suporterii. Deci cineva supărat tot a fost aseară. Da. A fost și cineva supărat aseară. Da, a fost. Portarul Dibu Martinez a primit trofeul Lev Yashin pe care l-a oferit chiar tatălui. A fost și momentul unor fluierături în sală când se vorbea de parada lui Martinez în prelungirile finalei cu Franța când l-a blocat ca la handbal pe Mbappé. Norvegianul Haaland a primit și el un trofeu, Gerd Müller, pentru cel mai bun atacant. Aș vrea să spun că în momentul când pe ecranul sălii au început să apară golurile lui Haaland, nimeni nu a crezut că vor fi produse toate. Chiar comentatorii spanioli, unde am văzut eu festivitatea, credeau că filmul se termină a doua zi dimineață la câte goluri a dat Haaland. Da, la gala France Football, Ballon d'Or, au fost comemorați Sir Bobby Charlton, Luis Suarez și Pelé. Plecație dintre noi recent. Ca anecdotă, Horia, n-am văzut nicăieri știrea aceasta. Cristiano Ronaldo a terminat ediția 2023 pe ce loc credeți? 829 în gala Ballon d'Or. Pe 829 a terminat? Poate a ales golurile pe care a marcat. Sigur, nu sunt golurile care le-a dat? Ăsta e locul? Ăsta e locul. Locul în ierarhia ăsta la Ballonul de Aur, 829? Exact. Cristiano Ronaldo, locul 8. Mă auzi? Invidioși toți, morți de invidie că la ce bani face Ronaldo. Avem vreun român înaintea lui? N-ar fi fost exclus. Florinel? Florinel? 828. Florinel a fost marea surpriză, a fost invitat, dar din cauza faptului că a fost recent accidentat, a declinat invitația celor de la France Football, din ce informații avem, însă sigur va fi anul viitor. Stai, ce, o glumă sau ce? Chiar a fost invitat Florinel Coman la gală? Nu, era o glumă, Horia. Credeam că a fost invitat, zic, cine știe, na? Nu, am continuat. Schițează și tu un zâmbet ca să... Mai da, schițează un zâmbet, că ești prea serios, zic, bă, poate l-au chemat, știi cum e, mai înțeles? Păi nu, da, să-l încurajeze. Nu, ne urcam pe el, toată lumea, cum bă să te cheme ăștia acolo și tu zici că ești accidentat? Fiind social un Mbappé, da, el chema. Da, Gabi, da, te rog, Gabi. Balonul de aur, însă, atenție, declarația apărută dimineață, astăzi, balonul de aur din acest an e o farsă. Haaland a fost mai bun decât Messi timp de 12 luni. Messi nu merita. Norvegianul a făcut recorduri și a marcat mai multe goluri decât meciuri în Champions League. Votul a fost o farsă, o spune Lothar Matthäus, care se consideră totuși fan Messi, dar l-ar fi votat pe Haaland balon de aur. Are dreptate. Și ce, Bellingham e de locul 16 sau 17, nu? Da, chiar, da, Bellingham în ce loc o fi fost? 16 sau 17? 18 din 8, ce știu. 18. Na, acolo. Da. Nu, no, dar acum serios, nu puteți. Câștigă singur, clasico. Știi cum e? Când e campionatul mondial, n-ai cum să nu e balonul de aur. Păi l-a luat anul trecut. Acum, Alin, noi doi suntem fan Ronaldo, dar atenție ce spun. Și Real Madrid. În momentul când Xavi sau Iniesta au luat trofee cu echipa națională, aceleași pe care le-a luat în schimb și cu Messi, noi am zis Messi n-a luat Copa America și a fost eliminat de la Mondiale 4-0 în optimi. Meritau Xavi și Iniesta pentru că au luat acel trofeu, Cupa Mondială sau Campionatul European. Acum,
Eu, ca fan Ronaldo, consider că Messi trebuia pentru că a luat campionatul mondial. Dar l-a luat în 2022, ăsta e balonul de aur 2023. E adevărat că i-au șters tot ce s-a întâmplat în 2023. În 2023, Messi s-a dus la Dacia Mioveni în America, la ultima clasată, și n-a prins play-off-ul. Aia a făcut Messi. La Paris a jucat vreo 8 meciuri în primăvară. Aline, n-aveai cum să nu-i dai nume. Se-a luat titlul mondial. L-a luat anul trecut. Se merge pe extensie, știi? Da, extensii de portă. Și mai e ceva. Plecarea în America i-a mărit și mai tare PR-ul, știi? Bun. Bine, Gabi, mai e ceva? Da, mai am două foarte scurte. În Turcia n-a mai fost loc de dans pentru Marius Şumudică. Echipa lui Gaziantep a pierdut la Beşiktaş 2-0. Da. Şumudică a spus că își felicită echipa pentru cum a jucat timp de o oră, dar că nu poate câștiga dacă face numai faza defensivă, dacă ratează din poziții clare. În ultimele trei meciuri am aratat 12 ocazii uriașe. E adevărat, aseară la 0-0, Drăguș a ratat singur cu portarul. Și în Grecia a fost derby. Răzvan Lucescu a pierdut tot 2-0 pe terenul lui AEK Athena. Răzvan a spus că nu a ieșit nimic, totul a mers prost, nu mai am nimic de zis, voi vorbi separat cu jucătorii mei, a spus Răzvan telegrafic, după care a plecat din fața presei. Iulia Demetrescu astăzi arbitrează campioana mondială la fotbal feminin. La Zurich se joacă Elveția-Spania în Liga Națiunilor și presa o prezintă pe Iulia ca pe un foarte mare arbitru al fotbalului feminin. Va fi ajutată de Mihaela Țepușă, Petruța Iugulescu. Bravo. Și rezervă Alina Peșu. Lovește Vasara din toate pozițiile. Ce da. Să mai lungim? Și ar mai fi, fără să oferim multe imagini, Nicușor Stanciu uluiește Arabia Saudită. Ieri a dat din nou gol din lovitură liberă, a pus-o parcă da, este ce au ei acolo în Arabia Saudită? Șeic? E șeicul loviturilor libere. Exact. Cel mai bun executant sau cel mai eficient executat de lovituri libere dintr-un campionat unde sunt jucători de la Ronaldo până la Benzema. Păi bate cam în stilul lui Ronaldo, așa spun da. Arabii. Bine, Gabi, prinde mulțumim. Lovituri libere ca și gol. Mulțumesc, Florian, o zi bună. Mulțumim mult de tot. Bun, revenim aici în direct la Fanatic Superliga. Nu uitați, dacă n-ați urmărit emisiunea, puteți să o vedeți la 17:30, înregistrată integral, premieră, pe canalul de YouTube Fanatic.ro și pe pagina mea de Facebook Horia Ivanovici. Mulțumim din nou sponsorilor, Superbet, sponsorul principal al emisiunii, și Aqua Carpatica, sponsorul premium. Suntem împreună cu Florin Gardoș, Vivi Răchită și cunoscutul și apreciatul jurnalist sportiv Alin Buzănin. Și nu uitați, la ora 1:30, peste aproximativ o oră și 30 de minute, ediție specială la Suflet de Rapidist. Robert Niță îl are invitat pe Daniel Niculae, fostul mare jucător giuleștean și actualul președinte al clubului. În jur de 13:30, emisiunea este live și în exclusivitate pe site-ul fanatic.ro. Două știri scurte despre FCSB, care joacă diseară la Oțelul în cupă. Două știri aflate de Cristi Coste, de colegul meu de la Fanatic. Va apăra Vlad astăzi. Târnovanu a rămas la București, deci Vlad va fi titular, dar nu pentru că e o problemă cu Târnovanu. Acesta este dealul în cupă, asta este ștaful a hotărât, deci nu că i s-a arătat cartonașul galben lui Târnovanu de către Gigi Becali. A fost certat, dar asta este înțelegerea, că în cupă apără Vlad, deci Târnovanu a rămas la București, repet, nu pentru că ar fi fost pedepsit pentru prestația, să zicem, mai puțin bună cu Petrolul, deci diseară apără Vlad. Și la fel au mai rămas acasă Radunovici, Florinel Coman și Chiricheș, deci au rămas la București să-și continue recuperarea și nu vor fi în lotul FCSB-ului pentru partida importantă de diseară cu Oțelul în cupă. Cupa te trimite direct în Europa League. O să discutăm, acum o să discutăm și despre problema cu CSA-ul, declarațiile lui Victor Pițurcă, declarațiile lui Gigi Becali. Hai să vedem ce a spus Gigi Becali despre Pițurcă, CSA, Palmares, Talpan și așa mai departe. Declarație în exclusivitate pentru Fanatic. Vă e frică de noua echipă care o pregătește Pițurcă? Cu milionarii care vin? Care? Echipa care, nu știu nicio, milionarii aia care vin. Care zice domnul Pițurcă, că sunt mulți oameni, o să vină milionari mulți. Păcoria. Ce rost are să comentăm acum niște lucruri care nu sunt de comentat? Nu? Da? Păi da, eu acum și cât adică o să ia pe 5% pe 4%? Să ia și el 4% acțiuni. Cât o să aibă el la sută acțiuni? Nu
nu știu. Dar spunea că, domne, că nu știu ce, că n-au votat. Păi da, a votat el cu toți ăia, adunarea generală. A, da, că a zis că n-au votat generalii. Păi n-au votat generalii, păi au semnat generalii, nu trebuia să voteze, au semnat că să se transforme în societate pe acțiuni, să dea de bani, să dea acțiuni în adunarea generală și în Consiliul de Administrație, care le făceam cu Păunescu și Bădălan și Zisu și Pigui toți, semnează acolo că sunt de acord să primească împrumutul de la Becali și pentru bani să se dă jucători în plată și când se fac toate pe acțiuni de acțiuni. Aia nu e hotărâre semnată. Ei n-au mai votat că n-au mai venit. Dar ei au semnat asta. Și plus de asta n-au votat ei, dar el n-a votat. El a venit de la Forban cu 6 persoane să voteze. A lăsat echipa acolo și a venit și a votat. El, Pițurcă. Da, și a votat pentru Gigi. Păi a votat ca să facă societatea, ca să dea acțiuni de 9 milioane, până eu și pentru ce dădeam bani? Dădeam cadou lor? Nu. Bine, n-a rost să discutăm astea, că eu, uite, eu spun un lucru, nu o spun cu nimica, cu răutate și cu nimica, să nu se înțeleagă. Dar îți dau cuvântul meu de onoare și o spun chiar cu prietenie, nu vreau să te interpreteze și că nu vreau să mă cert acum cu nimeni și mai ales cu Pițurcă, că nu-i frumos să te cerți cu un om care a fost prieten. Băi, singurul om din viața mea pe care l-am cunoscut, un singur om nu-l înțeleg. Că i-am înțeles, păi m-am mai certat cu ăla, m-am mai certat cu unul, a mai vorbit unul de mine, a mai fost împotriva mea, tu m-am certat cu tine, ăla m-am certat cu el. Bă, da, Pițurcă, e singurul om care nu-l pot să-l înțeleg. Că nu i-am făcut numai bine toată viața mea, niciodată niciun rău. Adică ultima dată, penultima, eram la pușcărie și mi-a zis, bă, Gigi, te rog eu, lasă-mă pe Sucala și pe Sân Mărtean cu 500 de mii, fă-o pentru mine. Bine, mă, Piți, cum zici tu. Păi, dar nu dă bani, lasă-mă că-ți dă cu dare, răspund eu. El a răspuns, dar eu i-am luat de la TAS bani, că nu dădeau bani, 1 milion, după 2-3 ani. Pe urmă zice, băi, era bolnav de COVID. Am trimis asistenta să-i facă niște preparate care le făcea la mine la clinică perfuzii ca să... Și zicea și el, ce bă, dar ce băiat bun, Gigi ăsta, îi spunea lui Borcea. Bă, n-a ținut niciodată. Și după care, adică, nu înțeleg, adică un om să-ți facă numai bine. Să ai casă pe un teren care costă și acum 1,5 milioane, cadou dat de mine, cadou, 1,5 milioane, cadou, teren. Că ai casă, stai, intri în curtea aia. Când pui piciorul în curtea aia, cadou de la Gigi. Și să-ți fac omul numai bine. Mă, și după aia tu numai rău împotriva lui, asta nu înțeleg. Adică e și chestiune de rușine, adică bă, trebuie să, chiar dacă ai ceva împotriva lui, trebuie să-ți fie totuși puțin rușine. Bă, omul ăsta mi-a făcut numai bine. Cum să mă gândesc numai la rău? Nu că mi-e teamă mie, că ce zice el alea, că face, nu poate, sau să facă. Și dacă face, ce? Ce să facă? Care milionar? Bă, Horia, dacă era de milioane așa, venea la Dinamo echipă și făcea, lua la Dinamo milionari. Că și mie Dinamo-i brand. Nu? Da, 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 da. Și fără probleme. Pe acolo oricare vine, trebuie să plătească 3.600.000 pe marcă. Să vedem dacă o să o mai aibă până vine ei. Că poate le-o anulez eu. S-ar putea cât de curând să vezi că ei nu pot folosi steaua ei. CSA, steaua se va numi CSA. Steaua n-ai voie să folosești la fotbal. Înțelegi? Da. Da, am înțeles. Nu înțeleg. Nu e singurul om pe care nu-l înțeleg. Adică un om care a făcut numai și numai bine. Niciodată n-am vorbit urât de el. Numai bine am făcut cât am putut să-i fac. Și el numai rău. Nu, asta chiar că nu înțeleg. După aia să spui că nu e steaua. Păi bă, ai luat 500 de mii de euro pe 4%. Păi unde făcea 500 de mii, 400, 500 de mii? Păi ce ai luat atunci? Dă-mi bani înapoi 500 de mii. Aha, dacă nu-i steaua, să vă dea bani înapoi, nu? Păi să-mi dea bani înapoi 500 de mii dacă nu-i steaua. Nu? Nu, n-are rol, nici nu vrea, că nu vreau să mă cer cu el. Nu, adică, dar nu înțeleg. Bă, cum să-ți fac un om numai bine... Și tu numai rău,
Cum să faci așa ceva? Doamne ferește, bă! Nu înțeleg asta. La tot timpul l-am rodat, am vorbit numai bine de el, că adevărul că așa e, ca antrenor, este specialist ca antrenor. Adică la echipa națională numai el putea să facă și îl știu, adică cum a antrenat, știu, adică are o bună, da. e foarte specialist în a lucra cu oamenii. Mm-hmm. E deștept, îi merge mintea și știe să lucreze cu oamenii psihologic. Am înțeles. Da. Dar eu zic numai bine de el nu mai e împotriva mea. Eu numai bine, el nu mai e împotriva mea. Până se supără odată Dumnezeu, pentru că asta înseamnă să rănești dragostea unui om, a unui prieten. Și când rănești dragostea unui prieten, apoi se supără Dumnezeu. Că s-a mai întâmplat așa și cu alții. Așa? Care am ținut la ei și după aia i-au rănit dragostea. Da. N-are rost acum să vorbim. Corect. Nu vreau nici măcar, că după aia cine știe, ia cineva de la tine de misiune și dă un titlu care nici nu l-am zis eu, adică ceva din context. Am înțeles. Și se duce la el și zice, băi... Uite, domne, ce a zis de tine, am înțeles. Și n-am nevoie, ci mi-e întrebat, mă cer cu Pițucă, pentru ce mă cer? Lasă, da. Zic că e el rău. Da, să facă echipă, să aducă milionari. Să facă echipă, n-ai văzut, el zice rău, nu? Eu zic că e foarte mare antrenor. Nu? Da. Și vezi, el zice de rău, eu zic de și bine. Și cred că de-abia aștepta să vină milionaria. Dar unde să fie, mă? Care să fie, mă? În primul rând, ca să vină milionarii, cum? Păi unde să vină? La ce să vină? Bă, Horia, CSA-ul aia, echipa aia, trebuie să vină unul care să bage 50 de milioane. Și de ce? Pentru că trebuie să dea 3.600.000 pe marcă. Bani. Da. Și mai spun și încă ceva. Nici nu poate, nu înțelegi că nu poate. Că trebuie scoată la licitație, ei nu pot. Ei trebuie să facă întâi asociație non-profit, cum a făcut cu mine tot generalii și ministrul apărării, să o dea la o asociație în care să fie el cu Tudorel cu tare asociat și după aia să voteze din nou, să o facă pe acțiuni. Yeah. Sau, din asociație non-profit, să dea banii membrii cotizanți. Dar cui îi convine ca membru asociat să dea cotizație 1 milion, 2 milioane, 3 milioane? Dacă el nu-i patron, nu-i proprietar, n-are acțiuni. Nimănui, normal. Păi vezi, să zicem că face. Deci, vine și o bagă în asociație și face membrii asociați. Aia marca este proprietatea armatei. Aia niciodată nu va veni la asociație decât prin licitație publică și prin hotărâre de guvern. De ce crezi că nu poate ei să facă? Nu vezi că se încurcă? De ce nu poate ei să facă? Că n-au cum. Da. Da, e clar. Nu, lucrurile sunt clare, că le-ați mai explicat. Păi, dar n-au cum să facă, nu au, deci nu s-au încărcat, s-au încurcat ca pui în lână. Da, știi, da. Când intră pui în lână, cum se încurcă pui în lână? Da, știu că mi-ați mai zis, da, m-ați mai folosit. Dar n-au cum, pisur, să facă pisur, că cum să facă? Trebuie întâi să facă o asociație non-profit, el cu Tudorel Stoica, cu toți aia, cu Miu, cu toți așa, să facă o asociație non-profit. Și să transmită echipa care a cheltuit 10 milioane pe ea, să o transmită cu titlul gratuit la asociație. Că n-au cum altfel. N-au cum. E cu... Și când o transmite cu titlul gratuit, ea va de neapă. Dar ce ai cheltuit, mă? Păi da, vine corpul de control și intră în altele. Și tot așa. Păi bun, dar de ce ai transmis-o? De ce ai făcut-o? Și de ce ai cheltuit banii dacă știai că oricum nu puteai să faci pe profesionist și trebuia să o dai iar gratis? Ai mai dat-o odată gratis. Ai avut experiența. Și acum o dai iar, nu? Bun, o dai iar, faci asociație. De acum să vedem cum o ție echipa. Că după aia trebuie să plătești chirie la stadion. Și când semnezi ordine de plată de milioane pe lună... Păi după aia trebuie să cumperi jucători. Păi după aia trebuie... Fii atent! Trebuie să faci societate pe acțiuni. Cât trebuie, domn Becali? Minim 50 de milioane cine vine acum? Să zicem că s-ar putea, să zicem. Până la urmă, cu toate, cum să spun, tot ce ați explicat. Cine vine, minim 50 de milioane sau nu, mai mult? Nu. Prima dată acum, trebuie să aibă unul 10 milioane. Așa. Să bagi. Da? Adică de ce? Ca să plătească 3 ani jumate, să zice, cumpere jucători cu 10 milioane și descurcă. Așa. Înțelegi? Dar, după aia vine, trebuie să fie societate pe acțiuni. Trebuie să transforme iar societate pe acțiuni. Bun, deci cu totul cât ar fi, domn Becali, după părerea noastră?
Păi dar nu, după aia trebuie să aibă PAN 3-4, după aia PAN trebuie să aibă 3,6 milioane să plătească marca și încă 3-6 PAN. Trebuie să aibă 6 PAN. Numai că e o situație foarte nasoală, pentru că nu este Steaua, iar. Nu este Steaua. Doar are licențiată marca, dacă o licențiază. Dacă nu, nu este Steaua. Nu e, că nu are palmaresul. Palmaresul da. A murit conform hotărâri judecătoresc. În 98, palmaresul a murit. Nu mai există palmaresul. Da, fix ca fix ca pui un lână. Bă, deci curtea de apel a zis așa, până în 98 are palmaresul CSA-ul. Nu mai are calitate procesuală activă după 98, pentru că el a murit, nu mai poate să pretindă pretenții. Deci nu mai poate să-l dea palmaresul lui Pisurcă, că nu-l mai are. Și dacă nu-l mai are... Da. E clar. E așa zice. Bine, da. E greșit. Dar așa zice judecătorul. Da, normal. Nu, e clar. Tare, că vedeam că nu știu ce, că Becali, bun de plată. Păi bun de plată la ce, mă? Păi dacă mortul a murit, cum să ceară? Să învieze din groapă și să ceară despăgubiri? Păi a murit. Da, și fii atent. Nu că a murit. A murit la asociație, n-a murit în Ploiești, a murit în București. Deci mormântul, de ce? Pentru că ea zice curtea de apel, în 98 l-a ținut până în 2028, până în 2003, l-a avut asociația. Deci asociația poate să ceară pretenții care și aia a murit. Și dacă ar cere asociația aia pretenții, acolo o să vină membri asociați din nou care sunt majoritari ai mei, cum ar veni. Înțelegi? Da, am înțeles. Păi așa e treaba. Doamne, te doare capul pe cuvântul meu. Păi da, e toată pipera asociată acolo. toți nepoții mei și toate rudele mele. Care aia s-a dizolvat. Să zicem, băi, a murit. Îl învie mortul. Chiar dacă îl învies pe mort, îl învies pe mortul asociației, nu pe mortul CSA-ului. Da, am înțeles, am priceput. E foarte clar cum explica. Deci e clar, trebuie unul cu 40-50 de milioane minim, dar oricum nu se poate. E clar că nu se poate. Legal... Băi, e complicat rău totul. Bă, Horia, ei au simțit miros de sânge, credeau ei. Adică ei acolo se duc toți și de ce? Ei mizează, ei visează că ia de la Becali 36 de milioane și că pe urmă trag toți de șuncă. M-ai înțeles? Da. Dar numai că ia 36, să zicem, prin absurd, dacă ar fi... Bine, aia nu ia niciodată în viața mea, că o desfințez, o bag în insolvență și o desfințez. Și nu ia. Dar dacă ar fi, să zicem, că ea nu ia echipa de fotbal, ia ce se ia un club. Bani publici, adică cum ar veni. Da. Deci nu mănâncă nimic din ce visează ei. Nu mănâncă nimic, așa că să nu mai se arunce la șuncă. Uite, vezi, Salpan, de exemplu, că vorbeam săracul. Da. Salpan, ieri m-am dat telefon la avocat, du-te mă, retrage plângerea penală. Serios? Păi da, am zis, stai mă puțin, eu cât greșesc eu și Dumnezeu mă iartă pe mine de atâta timp și zeci de ani și toată am greșit și greșeli și greșeli și mă iartă. A greșit și Talpan acum, eu de ce să nu-l iert? Și zice Sfântul Apostol Pavel, cel ce-ți ia haina, nu-l împiedica să-ți ia și cămașa. Și am auzit apostolul ăsta, cel ce-ți ia haina, nu-l împiedica să-ți ia și cămașa. Înțeleg? Și banii, îi mai cereți banii aia care ați câștigat sau o lăsați și cu banii? L-ați iertat și de bani? Bă, banii cer. Dar o să iau banii, 5, 6, 7, 1, un an, iau, banii cer, dar nu fac plângere penală. Păi ce fac mă eu acum, dacă a greșit omul? Sau dacă omul poate e bolnav, poate are ceva la căpătân. Ce fac? Bag la pușcărie pe om? Bravo, v-ați retras plângea. Lasă că vă m-auziți glumind puțin, le dă Rapidul în cupă, lui CSA le dă multe. Ce, nici nu mă interesează. E meci de cupă, un meci de cupă în Ghencea. A, nici nu mă interesează asta. Rapidul cu CSA, mare meci. Bă, ar fi bine CSA să câștige, să cadă cu noi. Cum a zis? Să câștige CSA și după aia să vină cu noi. V-ar plăcea? Ce mi-ar place, le dăm noi o basculantă.
Deci sunt leșinați băieții aici în studio când v-au auzit asta acum. Râde Adrian Ilie, nu mai poate Adrian Ilie. Deci chiar, dar serios acum, chiar v-ar plăcea să jucați cu CSA-ul? Păi de ce? Să îmi văd cel mai bine. Da? Da. Păi bine, dar n-au nicio șansă, ce n-ai. N-au. Înțelegeți, ce n-ai, adică vorba dumneavoastră, e greu, e complicat. Da, am revenit în direct, Florin Gardoș, Vivi Răchită, Alin Buzărin, la 13.30, Daniel Nicolae la Suflet Rapidist. De ce e Piții supărat? Sau care e treaba cu Gigi? Că, într-adevăr, cum să spun, a avut o ieșire, cum să spun, în stilul lui Pițurcă, din aia directă în care spune lucrurilor pe față. Știi cum e Pițurcă? Așa este Pițurcă. Da. Așa este Pițurcă. În primul rând, pe Gigi pe care la Steaua l-a adus Victor Pițurcă. Da. În 99-2000 atunci. Apoi, Victor Pițurcă, crede-mă că știu, i-am fost jucător, i-am fost colaborator la echipa națională, la Etihad. Este un om care ține foarte mult la principii. Am fost, după echipa națională, am plecat în Arabia Saudită, am pierdut un meci și a doua zi, pe ziarul lor de sport, era poza lui Victor Pițurcă, scria ceva în arabă. Când am întrebat interpretul ce scrie că Victor Pițurcă este pușcăriaș, că are un an de zile de pușcărie de făcut. Era acel dosar în care Victor Pițurcă a fost sunat la ora 12 noapte de către prietenul lui Gigi Becali de atunci, stând aproape, să se aducă o sumă de bani pentru a cumpăra un teren. Victor Pițurcă a zis noaptea, a semnat că îi dă banii așa, și erau banii pentru celebra valiză, nu? Cu Cluj. La anchetă și la tot ce s-a întâmplat, Victor Pițurcă a spus cum s-a întâmplat lucrurile. De partea cealaltă a spus că se știa pentru ce sunt banii și pentru asta Victor Pițurcă are cazierul pătat. Și de-aia e supărat Pițurcă este pe Gigi? Este extrem de supărat pe chestia deci asta. Deci ăsta e motivul principal? Ăsta e motivul principal și al doilea, bineînțeles. Adică asta motivul... zis Piții, asta ți-ai zis Piții, că este... nu poate să treacă peste asta, că practic Horia, din cauza lui Gigi, zice Pițurcă că din cauza lui Gigi are cazierul pătat? Normal, deci el a fost, la echipa națională s-a spus, am plecat la Etihad, pentru un meci pierdut pe ziarul din Arabia Saudită, că și sunt mulți, scria că Victor Pițurcă face pușcărie pentru un ajutor dat unui prieten, dar noi doi dacă suntem prieteni. Deci mai zic, deci ce s-a întâmplat în noaptea aia? I-a dus Victor Pițurcă la sunat Gigi și a dus Victor... Se ducă niște bani, nu ajungeau la valiză toți banii, deci mai trebuiau niște bani. Un milion de euro. Nu știu cât i-a dus. Sau câte nu, în fine, bun. Păi și stai că nu înțeleg. Gigi nu i-a zis că e pentru valiză? Nu, i-a spus că e pentru un teren. Asta bine, asta susține Pițurcă. Da, i-a spus că e pentru un teren pe care îl cumpără și trebuia și care banii, nevoie de bani. Are nevoie de banii cash. Da. I-a dus Pițurcă banii, Pițurcă, dar nu știi ce sumă era? În jur de 100 de mii sau 100 ceva de mii de euro. Da. Bun, i-a dus Pițurcă banii și după aia la anchetă Pițurcă a zis, domnule, mi-a cerut banii pentru teren. E, de partea cealaltă... Și Gigi ce a zis? Că nu, că știa Pițurcă despre ce e vorba, că și e pentru bani. A fost condamnat un an de zile cu suspendare pentru mărturie mincinoasă, Victor Pițurcă. Da. Când el a spus ce s-a întâmplat. A, și pentru asta nu poate să-l ierte. Și nu poate să-l ierte, pentru că... Bine, mai asta vorbește, am înțeles, dar nu mai este ce era. Și bineînțeles pentru ce s-a întâmplat din punct de vedere sportiv. Pentru că eram acolo la Steaua. Deci asta 2004, cu cazierul pătat, Pițurcă îl face vinovat pentru asta pe Gigi? Da. Zice că Gigi e vinovat? Că el are cazierul pătat? Da, normal. Păi nu, dar stai puțin. În mod normal, s-a închetat valiza. Da, da. Bun, foarte scurt. Deci s-a închetat valiza, problema cu valiza. Da. Dom'le, păi de unde ai avut banii? Cineva l-a întrebat pe Gigi Becali de unde ai avut banii. Întrebare fără sens. Bun. Și el spune, păi nu, că mi-a adus Pițurcă pentru asta. Cum să spui așa ceva? Am avut eu banii. Dacă am vrut eu să fac valiza și să așa, am avut eu banii. De ce să-l mai bag și pe ăsta? Nu știm, Alina, acum nu știm ce a fost acolo. Și pe plan sportiv, pentru faptul că, așa cum spune Gigi Becali, că nu poți să spui că nu este un antrenor și știe, pentru că era acolo, cum lucra, ce s-a întâmplat, tot ceea ce s-a făcut. Păi, echipa care a ajuns în semifinale. Nu, deci ca să închidem subiectul, asta îl macină rău pe Gigi, pe Piții. Că da. El consideră că din cauza lui Gigi are o pată pe cazier și pe viața lui, cum ar veni. Asta am înțeles. Adevărul, și asta nu poate să-l ierte pentru asta, nu? Poți, dai seama. Nu, zic, Pițurcă, asta ți-ai zis, nu? Da. Domnule, mi-a pătat cazierul, nu? Și asta e adevărul.
înțeles. Este adevărul. Deci, de ce ar spune domnul Becali sau reprezentant al domnului Becali că are banii de la Pițurcă? Adică, ca să ce? Ca să-l bage, Florina, ca să-l înfundă, da. Deci, da, spune da. Că ei s-au fost ca frații. De ce l-aș fi băgat Gigi Becali? Și atunci de ce să-l împund? Și atunci punem de ce? Problema așa. De... Eu am banii de la tine. Dacă, și eu spun că am banii de la tine. Aline, stai. Că asta e, cum să spun, ce e Pițurcă. Nu, eu nu contest asta, că știu că voi sunteți prieteni. Dar dacă îl întreb pe Gigi, probabil o să zic altceva. Acum, n-avem noi de unde să știm. Habar n-avem ce s-a întâmplat. Sunt declarații la dosar. Păi da, eu nu l-am citit. Acum înțeleg ce spun. Nu, da, e ok. Adică sunt convins că Pițurcă ce ți-a spus ce știe. Mai înțeles, știi? Ce știe din dosar. Da. Că el a fost condamnat pentru mărturie mincinoasă. Deci el i-a spus, domnule, m-am dus cu banii că m-a sunat la 12 noapte. Am înțeles. Duc niște și bani. După aia a zis teren. Judecător, păi stai, domnule, că uite ce e Gigi. Da. Bun. Și care e treaba? Înțeleg că tu ai o informație bombă. Da, din... Nu chiar bombă. Chiar bombă, că în 2003 n-ar fi semnat generalii în afară de acel proces verbal, deci este semnat un proces verbal, n-ar fi semnat generalii acea trecere a echipei de fotbal către noua societate, ci s-ar fi făcut o adunare generală în care l-ar fi dat cumva la o parte pe Viorel Păunescu, care avea AFC-ul, și ar fi semnat un om de-al lui Gigi Becali acea trecere. Deci nu generalii. Și se stipulează, asta mi s-a spus, în această hârtie, că echipa va reveni în 2020 la Clubul Sportiv al Armatei. Asta este o informație pe care o am din cadrul stai că nu înțeleg, sportiv. Asta mi se pare o nebunie. Păi cum adică dacă ai dat-o, cum să mai revină la tine, că nu înțeleg? Păi asta spun că ei au dat. Adică concesionat, asta e cuvântul. Da, dar, adică i-a concesionat echipa lui Gigi? Dat, asta spun ei, că ei n-au dat echipa de fotbal. Și de unde e informația asta? Asta e o informație tare. De la unul care a fost la adunarea generală. Bun, Vivi. La cineva care a fost la adunarea generală în acea adunare generală din 2003. Ok, și hârtia asta ar exista? Așa se pare că există hârtia asta la Clubul Sportiv al Armatei și ăsta sunt foarte... Păi și de ce n-a scos-o Talpan până acum, că nu înțeleg? Era deja cu ea, era steaua... Probabil că... Vivi, păi nu era Talpan cu hârtia în mână? Că dacă echipa revenea în 2020, probabil că Talpan nu are. Dacă se termina concesionarea, Talpan, dice, știu, nu are acces la toate hârtiile și toate informațiile. Adică stai că nu înțeleg, e sabotat? E ținut? Talpan este nu este foarte iubit în Clubul Sportiv al Armatei. Da, e clar. Stai da. Că nu, adică tu spui că există această hârtie care practic ar exploda totul, care e bombă nucleară asta. Și spus... că vezi, doamne, conform acestei hârtii, echipa doar i-a fost concesionată lui Gigi Becali? Și că va reveni normal în 2020, trebuia să revină la Clubul Sportiv Armatei. Și că vor scoate hârtia asta? Și că vor scoate hârtia asta. Stai că m-am luminat la cap acum. Bun. Aștept. Deci tu faci hârtia asta în 2003, că în 2020 vine înapoi, da? Dar tu în 2013 sau 14 justiție decizi că nu e steaua. Păi cine nu e steaua? Are aia care urmează să vină înapoi, că așa e în hârtie. Înseamnă că și dacă există acea hârtie, n-a avut instanța de judecată, n-a avut acces la ea. Deci pentru că noi avem FCSB din 2014. Eu am fost în cantonament, mi-a spus cineva care a fost la acea adunare generală. Și atunci, cine nu mai e steaua? Aia care urma să revină în 2020, deci din 2014 FCSB, da? În 2003 s-a zis, băie, până în 2020. Și tu mi-ai împrumut mie ceva care din la jumătatea împrumutului nu mai este. Sau îmi concesionezi. Păi nu mai este. Deci atunci s-a hotărât că nu mai este steaua, ci că este FCSB în Liga 1. Bun. Ce nu mai... Și atunci ei ce au împrumutat pe 17 ani? Ce au concesionat? Probabil numele, probabil. Păi dar numele care nu mai voie să-l folosească. Adică la jumătatea, știi cum se spune, buna exercitare a folosinței drepturilor, când închiriezi o garsonieră, un ceva. Adică tu la jumatea contractului de închiriere, puțin după jumate, zici, nu, domne, stai,
Că ăștia deci, nu mai sunt asta ceea ce le-am împrumutat noi. Asta că se spune că generalii au semnat trecerea echipei la către Gibecali, este semnat doar procesul verbal. Nu este semnat și înseamnă oficial. Că instanța n-a abutat de chestia asta. Nu este semnat actul oficial că acest... Nu este semnat documentul? Fotbal cu, împreună cu documentul jucătorii. În sine, da, nu este semnat? Cu noi jucătorii. Noi eram jucători. Și în acest... Pentru că în acel moment tot lotul de jucători a trecut pe... Bun, și în acest document s-ar stipula că în 2020 echipa revine la, la armată? Da, printre multe clauze, printre multe clauze și că în cât revine echipa? În 2020. Unde revine echipa? La Clubul Sportiv Armatei Steaua. Păi și n-a revenit. Adică n-a revenit o entitate privată pe CSB. Dacă există documentul ăsta, e bombă nucleară. Și eu i-am spus persoane care zic, de ce nu-l scoate? Zice, la momentul potrivit. Când e momentul? Întâi mai cheltui vreo 20 de milioane de euro de cu echipa asta. E bombă nucleară, Florine, cum e asta? Cheltui 3-4 milioane pe an cu echipa asta care n-are drept de promovare, dar încă nu e momentul potrivit. Momentul potrivit trebuie să mai cheltui încă 10. Stai să mergem puțin pe la Gavi Safta, că-s curios să văd câte bilete s-au vândut pentru mâine, pe Ghencea la Steaua cu Rapid. Da? Să vedem dacă și are Gabi informații. Gabi, salut! Ai ceva informații? Am informații de la ambele meciuri dintre, pot să zic, dintre Steaua și Rapid, așa ca o glumă. Da. Nu-i glumă. Da. Zi. La meciul dintre CSA, Steaua și Rapid din Cupa României, până aseară s-au vândut 12.000 de bilete. Cine m-a informat, sursă oficială, zice, se vinde rău pe tot stadionul. Rapid a primit toată peluza Nord la meciul de cupă. Deci CSA, încă o dată. Deci pentru mâine, pentru meciul de cupă dintre Steaua București și Rapid București, da? 12.000 de bilete. Ei, stai. Da, 12.000, din care, da? Din care 3.500 au fost luate de rapidiști din totalul de 5.000 câte le-au fost rezervate. Așadar, Rapidul are toată peluza Nord, 5.000 de bilete, au luat numai 3.500 până acum. Da. Restul de la 5.000 de bilete rezervate rapidiștilor pe tot stadionul s-au vândut în total 12.000 de bilete. Adică 7.000 pentru steliști, cum ar veni. Exact. 7.000 ar avea steliști. Bine, acum, că mai e până mâine, da. Sigur. Bun, așa, este. Și la meciul și la derbiul din, de pe Arena Națională? De pe Arena Națională, meci care va fi la sfârșitul săptămânii, 25.000 de bilete vândute deja oficial, 25.000, adunând și pe cele 2.400 pe care le-au luat rapidiștii deja. Aha, am înțeles. Deci 25.000. Păi stai, e marți dimineață. Și meciul duminică seara. Bine, meciul duminică mai sunt. Da, și la Ghencea e luni, e marți dimineață, datele sunt de aseară, deci cu 48 de ore. Da, nu, că o să fie mai multă lume, o să vină mai mulți la Steaua cu Rapid pentru mine, clar că o să fie. Deci până acum 7.000 de steliști sau câți ori fi, că ori fi 7.000, 8.000, o să fie la meci, ceea ce e bine. Față de cum erau 200, e bine. Cu Dinamo anul trecut în Divizia B, au fost vreo 16.000, 18.000, deci... Probabil că nici ideea asta de a juca la nesfârșit cu echipe de Liga a doua, care nu intră Unirea, Dej și nu știu ce, n-am nimic cu ele, dar nu e afișu. Joci joia pe la 4 după amiază cu niște echipe care nu spun nimic, nu ai drept de promovare, cupa e altceva. Deci CSA Steaua, dacă ea va câștiga Cupa României, UEFA te lasă. Deci ea poate reprezenta România în Europa League. Dacă ea va câștiga cupa, chiar dacă are forma asta de organizare, că se poate întâmpla în Cupa Angliei să vină una din Liga 9. Păi de ce îmi spune Ustelis că marca a fost concesionată doar pentru asociația lui Păunescu, nu și societății lui Becali, care Becali a trimis un act în 2003 să folosească marca și a fost refuzat printr-un document semnat de către domnul Boroi în 2003. Horia, dacă îmi dai voie să-l combat pe Vivi cu acte, o să-i le trimit lui Adi Barna toate hârtile, toate documentele semnate de toți generalii prin care se scrie evident clar în statut. Nu, dar vezi că Vivi a spus că el știe că procesul verbal a fost semnat de generalii. Am să nu trimit actele toate... în sine, nu documentul în sine. Am înțeles. Tocmai de aceea nu combat acum în direct. O să-i trimit lui Adi Barna toate documentele semnate bine, de oficiali. Okay, bine. Bine, Gabi, ok, am înțeles. Deci, 7.000 plus 3.500 pentru meciul de mâine. E clar că o să fie mai mult pentru Steaua București, Rapid București. Și peste 25.000 pentru derby, mă rog, până la derby mai. Vorbim de Arena Națională, meciul dintre FCSB și Rapid. Bine, Gabi, mai e ceva legat de asta?
Legat de bilete, nu. Dar am văzut, a murit un hocheist. Da, incredibil, patina. Tăiat cu patina. A murit. Da. Da, a murit. Acum două zile, da. În campionatul nord-american de hochei. Cum, l-a tăiat cu patina, nu? Da. Doamne, dar cum? La Robocap cu echipa. La gât sau cum? Da, în gât. La gât. Da. Deci i-a dat cu patina în gât? I-a dat, da. A alunecat, mai corect spus, și l-a atins pe gât. L-a atins cu patina, da. 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 Bine, Gabi, îți mulțumim frumos pentru toate detaliile. Ca și de obicei, mulțumesc. E o plăcere să vorbim cu tine. Da, da. Da, deci Vivi, asta e informație bombă. Dacă chiar există clauza asta în document, că practic echipa doar a fost concesionată și da. Nu vândută și revine în 2020. Adică, mă rog, trebuie să... Uite, îmi spune trebuia. Asta că Gigi a cerut în 2003 să folosească marca și a fost refuzat de către domnul Boroi. Printr-un act oficial semnat. Asta bun, dar atunci ce eu asta nu înțeleg. Instanța în 2014? Asta nu, nu și eu nu înțeleg de ce nu scoat hârtia. Păi asta n-a spus ce scoate. Deci în 2014 instanța a judecat și a zis bă, și că sunt mult mai multe hârtii. Dar ce, secretizate? Că e firme APN, poate să fie secretizate. Poate să fie, dacă vine unitate militară, da? Păi nu, ba da, poate să fie. Dar dacă le produci în justiție, se desecretizează. Adică dacă ele sunt puse la dispoziția unei instanțe de judecată, ședințele de judecată sunt publice, n-ai cum să zici, dom'le, noi am judecat noi după niște, vă spunem noi că sunt niște documente secrete după care judecăm noi. Poți, nu poți. Da. A, tare de tot asta, în Florine, a? Dacă există, dar eu cred că dacă chiar exista, apărea Vivi până acum. Păi ce, murea Talpan cu ei de gât? Ți-am spus, Talpan este... foarte iubit. A, am văzut. Dar, domne, dar e juristul clubului. Știi ce a zis Mintică ieri, nu? Puneți-l, domne, pe Talpan, șeful secției. Să vezi atunci ce o să... Să vedem ce se întâmplă. Puneți-l pe Talpan. Și stai, Mitică, care nu e un fan sau ceva, știi cum e. Dom'le, nici eu nu sunt, dar Talpan, dacă e jurist, să-și facă treaba de jurist. De ce să-l pui șef la secția de fotbal? El pentru e jurist, pentru luptă, abnegație, spirit. Păi nu, exact, da, ba, da. Exact. Păi, poți să-l pui. Șeful secției de fotbal... Mamă, dar vă dați seama ce ar fi Talpan șef la șeful clubului? L-ar da afară pe Oprița mâine. A? Co? Bă, da. Nu ai problema. Ați văzut declarațiile lui Oprița exclusiv ieri pe site-ul nostru, pe Fanaticul, da, da, nu? Da, ai văzut da, ce a zis? Da. Nu mi s-a propus... Nu mi s-a propus prelungirea contractului, a zis Oprița în exclusivitate. Probabil că nu voi, nu, a zis nu voi mai rămâne, chiar așa nu, a zis. Dar, nu, a fost un interviu făcut de Bogdan Ciutacu, de colegul meu Ciutacu, îl felicit pe Ciutacu pentru interviul ăsta, mai înțeles, și un interviu făcut ieri, da, deci gândiți-vă înaintea meciului cu Rapidul, da? Da. Da? Meciul de cupă, iar Oprița a spus clar, nu voi mai rămâne la nu voi mai rămâne din vară, nu mi s-a propus nici prelungirea contractului, e clar că lucrurile sunt spre despărțire. Oprița este un antrenor tânăr, 41-2-3 de ani pe aici. Un antrenor bun, un antrenor care probabil care avea oferte din prima ligă. El se topește făcând daciadă la o echipă fără drept de promovare. El a pus-o pe locuri de divizia sau de baraj sau de promovare. De direct, bă, mi-am făcut treaba. Pe ce loc ați fost? Pe 2. Păi eu trebuia să intru în divizia. Da. Eventual mai dați și o primă. Chiar mi se pare o provocare să reușești să motivezi niște dacă oameni stau, exact, să stau și al doilea, și al treilea, și al șaptelea an aici să fac daciadă până Liga 2 cu 400 de spectatori pe stadion și să și răsfrângă asupra mea în tema asta cu bă, voi păpați banii statului. Păi nu ai motivație, nu ai da, elan. Eu să nu înțeleg un ceva. Lucru. A dat dimineața acum niște declarații Viorel Păunescu pentru IAM Sport sau IAM Sport. .ro, da? Pentru iamsport.ro, da? Un site... L-am văzut un site, da. Un site foarte ok, un site de sport care a început doar acum câteva săptămâni, ca nu, să zic vreo așa. 4-5 luni. Da, nu, adică în sensul că e mic, e bebe, știi? Dar un site foarte bun de sport, chiar vă invit să-l citiți, dar chiar dacă e concurență, are multe exclusivități. Băieții ăia se ocupă Vrânceanu, Victor Vrânceanu, care a fost la ProSport și se vede că băiatul are școală. Se pare că finanțarea este domnul care a vrut să meargă la UTA. Nu știu
cine? A preotesei. Nu știu, se ocupă Victor Vrânceanu, care a fost redactor șef și la Prosport și la Cancan, și se vede care informații. Victor chiar e profesionist și să, chiar multe exclusivități pe IAM Sport. Multe exclusivități am văzut. Și una dintre ele a fost asta cu Viorel Păunescu, care zice, când s-a făcut preluarea, eu nu m-am băgat, m-am retras. Am avut o perioadă bună atunci, am luat titlul cu Victor Pițurcă. Steaua este cea armate. Ea a câștigat Liga Campionilor. Steaua este echipa din Liga 2. FCSB are treaba ei și eu am rămas în relații bune cu Gigi Becker. Eu nu mai înțeleg nimica. Păi nu Viorel Păunescu? Viorel Păunescu i-a dat echipa? Dar omul ce... Păi asta spune că nu i-ar fi dat-o. Păi cum? Stai mă, băi. Dar stai, când ai luat milioanele, te-ai împrumutat la Gigi și ți-a salvat echipa, era bun Gigi? Acum nu-și mai aduce aminte? Uite ce îmi spune tot băiatul ăla, că Gigi n-ar avea acte pe cei 5 milioane de dolari pe care i-ar fi împrumutat atunci. Dar cine e băiatul ăsta care te alimentează? Un băiat care... Cineva care a fost acolo? Da, nu, este un... din galeria lui Jean Pavel, care a avut și multe relații și... cu cei din... Lasă-mă să nu te cred asta cu vrăjeala asta ta, cu galeria. Păi da, spune că... Lasă-mă să Gigi nu te cred. Gigi a ești prea informat. Gigi a pierdut toate procesele pe acte, nu? A pierdut toate procesele cu CSA Steaua. Hai să vedem, că încă nu s-a... Păi le-a pierdut pe toate. Hai, că au la înalta curte o să fie. Vedem ce se va întâmpla. Acum, nu... Da, eu te întreb ceva. Ție ți se pare declarația asta normală a lui Viorel Păunescu? Bă, ăla te împrumută cu bani, te salvează de la faliment, că nu mai aveau banii să treacă strada, da? Atunci a fost bun Gigi Becali, era belea. Acum, eu am stat deoparte. Păi cum, nu i-a dat Viorel Păunescu echipa? Știu că atunci când eram întreb. La echipă, era Viorel Păunescu, era președintele. Vivi, hai să vorbim pe dreptele. Cine a dat echipa? Adunarea generală... Viorel Păunescu, da? Născut. Bun. Și atunci cum îi spui acum omului... Doar Viorel Păunescu... Cu... Eu știu, dar cum vii să-i spui omului acum? Eu am stat deoparte. Echipa e armatei. Asta spun băi, că... Adică, băi, eu vreau să spun ceva. Generală, băi, că cum să spun... Două bă, lipsa asta de, băi, lipsa asta de caracter, eu nu înțeleg. De asumare, de... Nu, și lipsa de caracter până la urmă. Bun, bă, eu adică, zic... Bă, nu-i de... Dacă aveai o... Uite de echipă faceți atunci. Faceți analogia Viorel Păunescu cu Victor Pițurcă. Sunt prieteni nedespărțiți. Da, ok, sunt, ok. Da. Deci, practic, prin domnul Păunescu are o vârstă, să-i dea Dumnezeu sănătate. Are... Să-i dea Dumnezeu toată așa? Sănătatea din lume. Eu cred că vorbește puțin și Victor Pițurcă prin domnul Păunescu. Bine, au și zis că Victor Pițurcă a și declarat că cel mai bun prieten e Viorel Păunescu, este Viorel da. Păunescu la podcastul lui Cătălin de la sport.ro. De pe sport.ro a avut Cătălin un interviu foarte bun. Chiar ce vârstă are domnul Păunescu cu... acum? Imediat. 80 și... O secundă. 80 Cătălin și... Oprișan a avut un interviu foarte bun cu Victor Pițurcă, da. În care Victor Pițurcă a spus multe lucruri mega interesante, pentru că Pițurcă e un tip foarte interesant. Așa. Și la sport.ro și a spus clar Victor Pițurcă, cel mai bun prieten meu, Viorel Păunescu. Sigurul și care cred că sun, tu ai da. Dreptate aici. Da. Așa mă dar aici e cam lipsa de caracter la Viorel Păunescu, mai ales că are niște ani. Și păi știi de ce spun asta? Știi de ce spun asta? Bă, să zicem că tu nu ești de acord și ești prieten cu Victor Pițurcă. Ok, n-am nicio problemă. Dar măcar taci. Nu mai spui nici așa, nici așa. Pentru că tu i-ai dat echipa. Viorel Păunescu era administratorul la pe asta. Tu i-ai dat echipa. Și atunci, Vivi, nu e mai corect și nu e... să taci. Nu spui. Bă, nu spui nici așa. Da? Nu spui nici așa. Adică nu spui nici cum să spun împotriva lui Steaua, lui CSA, împotriva lui Victor Pițurcă, că e fratele tău, e prietenul tău și te leagă. Nu spui nimica. Bă, dar taci, nu spui nici împotriva lui Gigi. Bă, măcar că ăla ți-a salvat echipa atunci, că ți-a împrumutat câteva milioane. Mă, bun rău cum e Gigi, ți-a dat niște milioane, că echipa exista posibilitatea să dispară în momentul ăla. Adică nu poți să vii acum după atâția ani de zile și tu să spui tu i-ai dat echipa. Adică cât să fii de ipocrit, bă, Florine. Florine, cât să fii de ipocrit? Tu să spui, cât să fii de ipocrit? Tu să spui, eu i-am dat echipa, dar nu, domne, e echipa asta armate, eu m-am retras. Hai să-l cauționăm. M-am spălat. Hai să-l cauționăm. Născut 11 iulie 1935. Am plinit 88 de ani. Hai să spun ceva. Tu știi ce am admirat eu întotdeauna la Victor Pițurcă? Cu care n-am nicio relație și probabil că nu o să avem nicio ba, relație. Ba, din potrivă. Nu cu aia. Știi ce am admirat întotdeauna, Vivi? La Victor Pițurcă? Bă, omul are coroană vertebrală. Da, nu, e cum să spun, da. E
Mă, ascultă-mă ce spun. Ai înțeles? Da. Are culoare. Și eu asta am admirat-o întotdeauna și am spus-o chiar și când aveam discuții pe tema ideii de a antrena ca selecționar. Că eu nu l-am contestat niciodată pe omul Victor Pițurcă. Victor Pițurcă mi s-a părut întotdeauna un tip, frate, ce îți pune în față, un tip, da, cu care să te duci la război. Da. Mi se pare Victor Pițurcă. M-ai înțeles așa? Bun, da, nu te supăra. Declarațiile astea lui Nea Viorel Păunescu sunt niște declarații. Vrea să-l ajute, nu, sunt niște declarații, de atâta spun și mă opresc din respect, da? Da? Sunt niște declarații, da, care îmi arată că Viorel Păunescu îmbătrânește urât. Păi și știi de ce îți spun asta? Și încă o dată mă opresc aici, îl cunosc, știu că eu... Da, bă, taci din gură! Mă, nu se poate, tu ai dat... Vrei să spun ceva? Vrei să vă zic altceva? Păi tot scandalul ăsta și tot ce se întâmplă, dacă e să o luăm așa, este din cauza domnului Viorel Păunescu. Tot mega scandalul de ani de zile. Dacă e să o luăm așa, cine a dat echipa? Viorel Păunescu. Păi da. Deci tot Iureșul, cu suporteri, cu scindarea, cu ruptă steaua, este din cauza domnului Viorel Păunescu. Bă, măcar ai bunul simț și taci. Adică, pe bune, bă, vino cu... Ai puțin caracter, nu îmbătrâni urâne, Viorele. Măcar taci. Nu că eu m-am retras, eu numai... Când tu ai dat echipa, tu ești până la urmă pentru suporterii lui CSA, da, lui Steaua București, pentru Peluza Sud, cel mai mare rău e Viorel Păunescu, dacă e să o luăm așa. Cine a dat echipa? A? Domnul deontolog, Viorel Păunescu. Administratorul AFC. Administratorul. Iar acum vine și ne zice... Doamne, asta e echipa, eu am stat așa deoparte, cum mă, dacă era administrator, ai stat deoparte, cu tot respectul, îmi cer scuze că simt că sar capul față de un om care are o vârstă și mă opresc aici și îmi cer scuze dacă am exagerat, pentru că vorbim de un om cu o anumită vârstă și cu un anumit prestigiu, dar Nea Viorel, cu tot respectul, că nu se face asta, măcar taci. Da? Că încă o dată, dacă e cineva să fie arătat cu degetul de sute, de milioane de suporteri pentru ce s-a ajuns, ce s-a întâmplat, este Viorel Păunescu. Punct și am închis povestea. Măcar taci. Ai bunul simț, da? Vezi-ți de viață și taci. Nu mai vii să spui acum, domne alea, păi au fost buni banii lui Gigi, nu? Acum nu mai sunt bun, mai înțeles. Înțeleg, cum ai zis tu, Aline, că e prieten cu Vic și foarte bine, eu apreciez. Încearcă prietenie. Să-l ajute, da. Dar taci, Aline, atât, nu spui nici așa, nici așa. Nu te mai baci dacă tot ai făcut-o tu cum ai făcut-o, da? Că, repet, dacă l-arată, e să fie cineva arătat pentru toată nebunia asta, este Viorel Păunescu, nu altcineva i-a dat echipa, da? Domnul administrator. Mai înțeles? Hai, acum să nu mai fim, cum să zic, să nu mai fim... La aproape 90 de ani poți să zici ce vrei. Cum? La aproape 90 de ani. Nu, dar asta e ipocrizie. Nu, acum serios, asta e ipocrizie. Știi, nu, deci asta este ipocrizie. Acum serios, să-i dea Dumnezeu sănătate... Poate nu-și mai aduce aminte. Da, să-i dea Dumnezeu sănătate. Nu, nu vreau să intrăm în discuția asta. Cum să spun, să trăiască mulți ani. Dar eu doar atâta spun. Băi, asta e ipocrizie. No, să vii tu să spui că tu nu știi. Tu ai stat deoparte, Vivi. Da, îmi spune tot că nu are cum să-i dea echipa, pentru că n-a fost niciodată proprietarul stării, domnul Viorel Păunescu. Păi era administrator. Administrator nu înseamnă proprietar. Nu înseamnă proprietar. Hai mă, băi, oameni buni. S-a făcut trecerea. Hai mă, stemna, acum. Cine se ocupa, mă, de echipă? El dar nu era proprietatea lui. Dreptate. Zice, Păunescu nu a fost de acord cu dizolvarea asociației. Chiar a fost o luptă între Gigi Becali și Viorel Păunescu. Un pic. Știi că a fost... Dar nu mai înțeleg nimic. Acum Victor Pițurcă cu Viorel Păunescu cel mai bun prieten, atunci Păunescu, vezi, doamne, pe cum Păunescu spune, am stat deoparte. Păi s-a luptat contra lui Gigi? A fost o luptă din cine a și are ce luptă, mă? Nu se făcea fără general și fără Viorel Păunescu nimica. Iar Pițurcă, cum zice Gigi, a venit și a votat și el a venit de la Forban. Ai văzut ce a zis? Păi Pițurcă, ce Pițurcă, nu era prieten cu Viorel Păunescu? Și cu Gigi. Era și atunci. Păi și toți erau. Hai mă, că au făcut-o toți acolo. I-au dat-o de bună voie lui Gigi Becali atunci. Hai să fim corecți acum. A, că acum lucrurile s-au schimbat? Asta e viața. Nu, noi în povestea asta cred că încă nu știm multe. Adică ce a spus Vivi, povestea asta cu actul din 2003 până în 2020, că e concesionată. Acum aflăm. Dacă e concesionată, cum Dumnezeu de instanță a zis că ceva care este concesionat nu mai este ceea ce a fost în 2014? Plus declarațiile astea lui domn Viorel Păunescu acum. Da. Multe sunt... Cum?
Da, nu, încă o dată, dacă am sărit cumva calul, îmi cer scuze. Nu, mie dacă mi se adică dacă ce față cu, de dacă, Viorel nu, da, dacă unele lucruri care le-am zis pot părea ca o jignire, îmi cer scuze public pentru că nu vreau să sune. Eu, cum să spun, eu sunt puțin revoltat de atitudinea asta a domnului Viorel Păunescu. Dacă cumva am zis ceva și aici o spun pentru vârsta dumnealui, îmi cer scuze dacă cumva am folosit vreun termen care, ca să zic așa, nu intră în acest vocabular și n-aș vrea să-l folosesc. Nu, niciunul, nu. Nu, dacă ceva, că... nu vreau să-l jignez, doar că mie mi se pare ipocrizie. Punct, subiect închis. A spune despre cineva că e ipocrit, e o constatare. Să ne lumineze? Mitică Dragomir, că era șef la Liga atunci. Da? Pentru că suporterii se spun că un an de zile, timp de un an de zile și la Liga și la Federație au existat două echipe Steaua. Da? Spun suporterii. Ce spune Liga de atunci, Liga, ce spune Federația? Ți-a certat Mitică cu Gigi când știu, i-a zis știu, că bă, ai furat Steaua? Tu ai furat Steaua cu ajutorul meu. Cu ajutorul meu? Da. Atunci Mitică s-a... Nu, atunci, după alți 10 ani sau 8. Stai mă puțin, că nu e... Hai mă să fim, acum să fim corect. De ce ar fi spus Mitică? Dar Gigi n-a furat-o. Păi nu, Gigi, așa a zis Mitică. Acum se interpretează. Atunci au avut nevoie de bani. Și Gigi a fost singura salvare cu cash-ul. Da, uite, adică nu poți să-i spui acum omului că a furat-o. Eu sunt curios acum ce zice Mitică Dragomir de aceste declarații a lui Viorel Păunescu. Da. Sunt foarte curios ce, cum le comentează Mitică Dragomir. Da, dar o să vedem. Probabil că o să le comenteze zilele astea. Înțelegi? Știi? Deci, mă rog, în fine, da, e o discuție... E o discuție amplă care, ca să zic așa, care putem să discutăm. M-auzi, vestea cea mai bună pentru domnul Talpan, da, este că oprița nu o să mai fie. Știi, cine suferă, dar e suport. Uite, s-au împărțit în două, nu mai s-au împărțit legal. Inegal adică în două. S-a acceptat, adică Jean cu Gigi, cu mustață, erau frați. Uh-huh. Vedeau la noi la antrenamente, erau nedespărțiți. Conduceau galeria, erau tot peste tot, mergeau cu noi în deplasări. Cu iar acum ai văzut Jean Pavel ce a zis, retrogradarea FCSB-ului în Liga 5-a da. Și toți banii dați înapoi. Da. Înțelegi? Deci și toți banii dați înapoi. Da, nebunie, ce să mai, nu, Florine? Nebunie și are dreptate aici și Vivi, au dreptate și Vivi și Alin, totul este în detrimentul suporterilor. Așa este. Că până la urmă și până la urmă despre asta este vorba. Nebunie pe niște elemente noi care apar și care acum două luni nu se știa nici... Da. De povestea scuză-mă puțin că te întrerup, că l-avem la telefon și pe domnul Talpan, juristul de la CSEA Steaua și omul care chiar se luptă din toate pozițiile, ca să zic așa, pentru a căuta dreptatea celor din celor de la club și clubului Armatei. Bună ziua, domnul Talpan. Bună ziua. Bună ziua. Ce faceți? Numai prin procese, a? Uitați numai procese, pentru că FCSB-ul așa înțelege în continuare să continue această luptă în instanță, procese după procese, astăzi proces, mâine din nou proces, tot cu ei. Sunt foarte multe dosare, dar am să câștig toate dosarele. Dar chiar așa, domnul Talpan, câte dosare sunt cu FCSB-ul? Sunt mai multe, n-aș putea să vă nominalizez. Așa, nu, așa, un număr, ziceți-mi așa un număr. Câte sunt, din ce știți? Pro 12, 15, depinde că ei fac din orice. Din orice tot încearcă să dispice firul mai multe ca să iese mai multe dosare. Dar păi probabil că asta e strategia, domnul Talpan. Probabil că asta e și strategia. Da, eu cred că și avocații îl duc în eroare pe patronul FCSB-ului și de aici se ajunge oricum. Ei nu vor câștiga niciodată în fața mea pentru că am să... dau totul și cu cât dau în mine, cu atâta mă motivează mai mult și devin mai puternic. Asta ei nu înțeleg. Da, domnul Talpan, dar vestea proastă este că dau în dumneavoastră și cei de la CSA. Asta e marea problemă. Că dacă dădeau în dumneavoastră avocații lui Gigi sau Gigi Becali, știți cum e. La război ca la război. Da, cum sau zice francezul, ghier, se la ghier. Sau cum spune francezul. Dar problema este... Problema e că dumneavoastră aveți probleme la CSA. V-ați luat banii? Nu mi-am luat încă banii. 15.790 este suma pe care eu am dat-o din propriu buzunar și nu este ok pentru a contesta pentru a face acea opoziție la EUIPA și a înainta
toate înscrisurile doveditoare. Problema este că eu nu înțeleg, deci au trecut 2 săptămâni, bani pe care i-am dat din buzunar și clubul încă nu mi-a dat. De dimineață am avut o discuție cu comandantul clubului și i-am spus, domnule, nu mi se pare normal. Încearcă să găsească o soluție, dar din punctul meu de vedere, știți care este problema? Eu cred că, eu am mai spus de incompetența care există în club și să știți, chiar există. Deci ieri ne-a trimis cei de la Oficiul European de Proprietate Intelectuală o notificare prin care ne notifică să precizăm exact că suma aceea de 320 de euro care a fost achitată și este taxa care trebuie achitată pentru a formula această opoziție. Și cei de la contabilul șef împreună cu echipa cu care lucrează, de oameni care, cum să vă spun, din punctul meu de vedere nu merită absolut nimic, cum poți să faci o plată și nu spui pentru ce o faci? Deci nu se poate așa ceva. Deci acolo, eu v-am trimis exact niște înscrisuri din care rezultă lucrul acesta. Ei trebuia să facă, reprezintă, să scrie acolo dovadă, achitare, taxă 320 de euro, reprezintă taxă de opoziție, opoziție numărul 01888, numărul care l-am scris eu în raport. Ieri vine această notificare de la Oficiul European de Proprietate Intelectuală, dar eu aici un alt semn de întrebare, datorită faptului că ei nu cunosc, nici nu au cele mai mici cunoștințe de limba engleză, că trebuia măcar să nu mai îmi facă raport contabilul șef dacă se simțea cu musca pe căciulă, da? Îmi face tot mie raport ca și cum să-mi reproșeze lucrul acesta. Vă dați seama cât de gravă situația? Deci oamenii ăștia sunt atât de incompetenți încât trebuie dați afară în secunda 2. Deci eu mă lupt pe de-o parte și încerc să câștig dosarele cu FCSB-ul și alte dosare care există în instanță, că nu sunt numai dosarele cu FCSB-ul, și ei, efectiv, luptă împotriva mea pentru a-mi pune piedici. Păi eu cum să mă duc? Mă uitam astăzi, m-am dus la proces, vă dați seama, vin avocații, băicali, plătiți foarte bine. Eu mă gândesc, mă, stai un pic, ăia de la club încă nu mi-au dat banii, da? 15.790. Ăsta, cum să vă spun, contabilul șef face raport și spune că, uite, că tot eu sunt de vină, că nu s-a precizat în acea dovadă, când trimite acea notificare de la EUIPO. Deci oamenii ăștia trebuie dați afară pentru că sunt incompetenți, clar. Ce mai m-a deranjat? Păi, după ce eu câștig dosarul cu palmaresul, nimeni n-a scris un cuvințel la absolut nimic. Și iese comandantul clubului și spune că m-a ajutat la acel articol, cum să vă spun, cu ce m-a ajutat? Acum ce le pregătesc? Împotriva, acum și nu așa sunte jurnalist, dar jurnalistul de la ProSport, Daniel Vlad, care a scris acel articol mincinos și nu mi-a răspuns, eu îl dau în judecată. Și voi cere despăgubiri și daune, pentru că nu se poate să iei de munca lui Talpan și spui că surse din cadrul clubului. Să spună care sunt sursele. Păi nu, surse, la fel, surse, să spună cu ce m-a ajutat. Dați-mi voie, eu nu pot să spun așa ceva. Eu știu că ProSport e o publicație foarte ok și cu surse foarte bune. Dar în materialul din ProSport a apărut acolo că cei din club spun că să nu vă mai înfoiați atâta, că v-au ajutat o grămadă, nu sunteți singurul care să luați meritele. Cu ce m-a ajutat? Cu ce? Să spună cu ce? Au scris ei în cuvințel că de multe ori când comandantul clubului știe că am ceva de semnat, își face tălpășița și pleacă, că poate e frică să semneze de ceva sau nu știu ce. Deci nu m-au ajutat. Vreau să vă întreb ceva. Credeți că domnului comandant e frică de Gigi Becali? Nu mă interesează pe mine. Mie frică doar de Dumnezeu. Nu dumneavoastră, domnul Talpan, domnul Bichir, credeți că e frică de Gigi Becali? Nu știu, eu îi reproșez domnului comandant că nu conduce clubul cum trebuie, adică nu conduce clubul, adică nu are putere, cum să vă spun, este dirijat de către secretarul de stat Bachide, cel care, de la rândul lui, este supărat că am spus că a terminat Biotera. Dar ce vreți să spun, că a terminat studii în Statele Unite, în condițiile în care el a terminat Biotera și este secretar de stat la apărare? Păi el mi-a acel spor pentru lucrări de excepție împreună cu comandantul clubului, nu știu care dintre ei, da? În condițiile în care eu am 31 de ani de armată, am fost în teatre de operații în Afganistan, în Bosnia-Herțegovina, am venit cu apreciere de la superlativ, am rezultate pe plan, cum să vă spun, profesionale care nimeni nu le poate contesta, am câștigat atâta dosare, marcă, nume, palmares, și tu iei sporul pentru lucrări de excepție? Adică, cum să vă spun, pe
uitați, Dumnezeu să ierte pe ministru Dușa, care Dușa, pe perioada când s-a... am avut mari realizări, dar acest ministru Dușa m-a înțeles și i-a chemat pe toți care erau abilitați de chestia și la omul, așa exact ce a zis, acest om îi da 50% lucrări de excepție, muncește singur. Uitați, omul s-a prăpădit, dar omul a ținut la mine și m-a ajutat. Acest Mircea Dușa. Dumnezeu să-l ierte, dar a ajutat foarte mult clubul Steaua și pe mine în mod special, pentru că știa să mă aprecieze. Ieri mă duc la club, o altă mârlănie, și îmi spune cineva din club, știți, ne-a pus comandantul clubului să vă urmărim. Și cum să mă urmăriți? Împreună cu cel de la structura de securitate. Dumneavoastră, nu știu dacă știți, dar la un moment dat a mai apărut un articol că un așa zis colonel mă urmărea pe mine și a pierdut agenda și a fost mușamalizat cazul, iar în agendă scria că el mă urmărea. În continuare, acest personaj, în loc să fie dat afară că a pierdut acea agendă înregistrată la secret de serviciu, da? El este în continuare în club. Domnul Horea, este inadmisibil ce se întâmplă în club și din punctul meu de vedere trebuie destituiți toți, dar nu știu de ce. Destituiți toți în frunte cu domnul Talpan. Care bate joc de Talpan și pune pumnul în gură. Îi ia din salariu, nu-l motivează. Deci toți își dau diplome unul altuia, da? Că ei lucrează. Ce lucrează? Și mie, efectiv, mă calc în picioare. Auziți, sunt mai tare ca oricând și n-am să mă las și lucrurile astea, cum să vă spun, mă determină să lupt și cu mai mare înverșunare împotriva lor. Eu am câștigat dosarele cu marca, numele și palmaresul și vă mai dezvăluie un lucru și o să vă pun și la dovada la dispoziție, da? În anul 2004 trebuia contestată la oficiul de stat pentru invenții și mărci și trebuia achitat o taxă de 4 milioane jumate. Gândiți-vă, în anul 4 milioane jumate în anul 2004 erau bani. Ei, banii aia clubul, parcă acum văd rezoluția pusă de așa zisul fost comandant Goroi, consider lipsită de orice șansă așa, iar cheltuielile ulterioare nu se justifice. Talpan ce face? Dă din banii lui din buzunar, achită pentru club taxa asta și merge mai departe. Și uitați, după 20, din 2004 până în 2023, uitați, sunt atâția ani unde eu am câștigat marca, numele și palmaresul cu banii lui Talpan aduși de acasă, da? Cred că nimeni nu-și dădea banii lui și a familiei ca să lupte pentru instituția Clubul Sportiv Armate Steaua, în condițiile în care sunt foarte mulți oameni încă în funcții care au creat rău ăsta. Eu nu știu de ce generalii aia mai sunt ținuți în funcție. Eu, nimeni nu-și pune întrebarea. Mm-hmm. Domnul Talpan, doar o secundă. Vreau să vă întreb. O secundă. Da. Doar să vă pun două întrebări și bineînțeles că vă continuați discursul. Când mai spuneți-mi o dată că n-am înțeles. V-a spus cineva astăzi, sau mă rog, ieri când a zis că s-a dat ordin de către domnul Bichir să fiți urmărit? Da. Cum adică să, că nu înțeleg, cum adică să fiți urmărit? Mi-a zis să vă urmăresc, să vă spun comandantul, astăzi a negat lucrul ăsta, dar cine mi-a zis? I-a zis că conducerea împreună cu șeful structurii de securitate. Și ce înseamnă să vă urmărească? Da, să mă urmărească când vin, unde mă duc cu mașina, dacă... Ce înseamnă asta? E în loc să mă protejeze, că sunt foarte mulți oameni care vor să-mi facă rău, mai ales că m-am apucat de litigiile astea, dar să știți, eu apreciez pe toți oamenii de bună credință din România. Eu n-am făcut lucrul ăsta decât pentru a se afla adevărul și nu am vrut să îl deranjez nici pe domnul Becali, nici pe nimeni. Deci credeți-mă, sunt un om care învăț de treaba mea, dar lupt pentru binele acestei instituții, că așa am fost eu învățat de mic copil. Uitați, au trecut ani, nici nu știu când au trecut. Sunt 21 de ani de când sunt la Steaua. Și dumneavoastră când zice să-și dea tot, ar trebui tot să-și dea demisia, vă referiți la tot, inclusiv la domnul Bichir? Îi cereți demisia? Și a secretarului de stat Bachide, care mi-a nu, luat nu, acest... Nu, răspundeți-mi punctual. Îi cereți și lui Bichir demisia? Având în vedere faptul că nu mi-am primit încă banii de 2 săptămâni, credeți-mă, chiar mă deranjează lucrul ăsta. Deci eu am dat din propriul buzunar 15.000. Bun, dar nu mi-ați răspuns concret, curajul, vă îi cereți demisia și domnului Bichir? Da, sunt oameni care au contribuit și contabilul șef, care este un personaj acolo care nu știu ce caută. Deci el nu stăpânește fenomenul. Deci nu stăpânește, a rămas contabil șef pentru că nimeni n-a venit atunci să ocupe funcția asta. Dar el nu stăpânește fenomenul. Eu n-am putut să-mi fac un împrumut în bancă pentru că un angajat de acolo nu a știut
să-mi completez o adeverință de venit care mi-a dat-o banca să o completeze. Adică, cum să vă spun, a completat-o, dar a tăiat cu, a falsificat și a pus o altă cifră. Păi așa se fac în scrisurile, așa i-a învățat pe ei la facultate, la școală, pe unde sunt. Păi domnul Tarpan, dacă dumneavoastră îi cereți demisia comandantului Bichir, da, pentru incompetență și la cereți, dar să zicem, cum credeți că începând din momentul ăsta, dumneavoastră veți mai coabita cu comandantul la club? Deci eu îi cer demisia și a secretarului de stat Bachide. Păi și cum veți mai lucra cu domnul Bichir? Cum vezi, mă, că nu înțeleg. Dar de ce nu mi-au dat banii până acum? De ce nu mi-au dat banii Știu, până dar acum? Cum vezi mai lucra? Că vă dați seama, Bichir acum va face tot posibilul să vă dea afară, să vă elimine de acolo. Ei, să mă dea afară. De ce să mă dea afară? Că lupt pentru clubul ăla, că lupt, dar de ce el iese public și spune că m-a ajutat? Cu ce m-a ajutat? De ce înduce, de ce, cum să vă spun, înduce în eroare opinia publică să spună că m-a ajutat în condițiile în care el n-a contribuit cu un cuvințel acolo la dosare. În dosarul ăsta cu palmaresul eu mi-am pierdut un bilet în Grecia. Nu m-am dus, da? Am pierdut acea vacanță, că mi-am luat-o din câteva luni înainte, că era un preț mai bun și nu m-am dus pentru că aveam termen cu palmaresul. Aveam termen în ianuarie, un alt termen și m-am trezit cu o comisie de control că făcuse plângere cei de la Asociația Salvat Steaua să mă sancționeze că am trimis acea notificare la Federația Română de Fotbal. În momentul în care s-au făcut N petiții de la suporteri, ce credeți că a făcut domnul Bichir? S-a lăudat la suporteri că el a trimis notificare, dar notificarea era semnată de mine, adică cea prin care am numit comisie să mă sancționeze. Eu să vă dau toate dovezile astea, că ei dacă încep război cu mine și domnul Bachide și dacă e secretar de stat, ce? Ce a făcut pentru Clubul Sportiv al Armatei Steaua? Și a bătut joc de el și de mine? Deci de mine, cel puțin secretarul de stat Bachide, și a bătut joc de mine. Să-și dea demisia pentru că nu-și recomandă nimeni să fie secretar de stat la Ministerul Apărării Naționale, da? Eu am 31 de ani de armată, am muncit, am rezultate, trebuia să-mi dea acel spor, nu să mă șantajeze pe mine că dacă nu spuneam nu știu ce, vai că-mi dădea sporul acum pe 25 octombrie. Haide să mă lase în pace. Trebuia să o facă până acum și solicit public Ministrului Apărării să rezolve această problemă. Da, eu am rezultate și vreau să fiu apreciat pentru munca mea și răsplătit pe măsură. Da? Domnul Dragomir, ieri la emisiune la mine, a spus că vă propune să fiți dumneavoastră comandantul clubului Steaua. Îi mulțumesc din suflet, este un om deosebit. Știu, la un moment dat a mai greșit și dumnealui față de mine, dar în marea majoritate, pentru că a făcut o afirmație la un moment dat care nu poate care... Haide, nu mai dezgropăm morții acum. Dar este un om care de multe ori a spus că sunt un jurist bun, că... și multe alte lucruri vorbit. Bun, și eu vă întreb direct. Vă întreb direct. Credeți că corect ar fi la toată munca, la toată lupta care ați dus-o, corect ar fi să fiți dumneavoastră comandantul clubului? Dacă eram comandantul clubului când mi-am dorit în anul 2000, din anul 2000 până acum, echipa asta juca în Liga 1, știți cum? Zbârnâia. Dar nu s-a vrut. Acolo sunt multe alte interese. Sunt câțiva suporteri de la Asociația AT47 care ei se cred, nu știu ce vor, au ușile deschise pe la minister, pe la secretarii de stat, pe la nu știu, au alte interese, înțelegeți? Ei au crezut că apucă și ei un tos de pâine. Înțelegeți? Dar câțiva de la AT47, Asociația aceea suporterilor, de la Peluza, da, știu, Această AS47 trebuie desfințată, iar suporterii trebuie să iubească cu adevărat Steaua. Nu să aibă alte interese cum sunt câteva persoane care urmăresc lucrul ăsta. Dar ce interese au? Ce interese au? Păi dacă nu, n-am înțeles. Ce interese au? Păi v-am zis, facă în așa fel încât ei au vrut la un moment dat în acea asociere să facă și ei parte din ea. Deci nu înțeleg care este situația. Mm-hmm. Înțelegeți? Ce, e șunca bună? Vor mulți la șuncă? Nu știu, dar atâta timp cât ei, dumneavoastră nu vedeți că niciodată nu mi-au luat apărarea, dacă eu nu eram la Steaua, mai aveau ei echipă de fotbal care, să zicem că unde se duceau, la care meciuri se duceau? Mai aveau marcă, mai aveau nume, mai aveau palmares? Dar știți care e problema? Că marea majoritate a suportorilor mă contactează și îmi spune în felul următor. Domnule, știți care e problema? Ne amenință cu bătaia câțiva de la... dacă nu suntem de partea lor. Dar suporterii, cu adevărat, să știți că sunt foarte mulți care mă apreciază și eu vreau să fie de partea mea,
iar dacă vor vrea să facă ceva la Steaua mai mult, eu sunt dispus să lupt, să fac mai mult. Bun, ați accepta funcția de comandant al clubului? Da. Data trebuie făcută curățenie și toți, cum să vă spun, toți cei care fac rău clubului și sunt incompetenți, trebuie să plece. Dar cred că pleacă ei de unul de... Să știți că sunt în club și persoane care își fac treaba. Deci vă spun, dacă dau câteva nume, dar nu, n-aș vrea să dau câteva nume. Sunt, dar sunt, cum să vă spun, dați la o parte, marginalizați, ca să le închidă gura, dar de persoane care zic, să știți că sunt oameni care au făcut cinste României. Domnul Talpan, am o întrebare punctuală. Taxa asta, problema asta cu taxa, faptul că nu s-a specificat, vă pune în pericol hârtiile care le-ați trimis la EUIPO? Adică să vă treziți că nu vă înregistrează contestația? Există acest pericol? Opoziția este înregistrată. Vă dați seama, se poate întâmpla orice. Eu ieri deci pentru 320 de euro, că n-au fost în stare contabilii, colegii noastre de la CSA, riscați să nu vi se înregistrează dita mai contestația? Pandi, se poate respinge și pe chestia asta că nu s-a achitat taxa de opoziție. Nu vedeți ce rapoarte tendențioase? Și rămâne domnul Becali clar cu... Cu Steaua. Cu Steaua, da. Cu Marca Steaua. Deci este inadmisibil, v-am zis, dacă sunt atât de violent în limbaj, dar nu înseamnă că sunt și în realitate așa. Nu, sunt un om cu foarte mult bun simț, dar văd că oamenii cu bun simț sunt dați la o parte, sunt marginalizați și, nu vedeți, v-am dat dovada clară. Cum mă, tu, contabil șef, știi că greșeala e la tine și nu ai fost în stare să completezi un act și un ordin de plată prin care ai achitat acei bani? Și tu acum vii și îmi faci mie raport că eu sunt vinovat în condițiile în care înainte achitării acelei taxe eu ți-am făcut raport prin care ți-am spus foarte clar achită taxa de 320 de euro care reprezintă taxa opoziției EUIPO și numărul ăla. Nu, dar asta vă întreb. Deci există și riscul să vi se respingă, nu? Probabil că de-aia zici Gigi că nu are marca. Vă dați seama, se poate întâmpla orice, v-am zis, nici numai eu ieri. Dar dacă nu fac lucrul ăsta, eu fac un mail la EUIPO și spun foarte clar că banii ăia și dovezele care au fost trimise acolo, că toată lumea întreabă, dom'le, dar de ce s-a plătit atâta? Păi haideți să vă spun, aceste sunt traduceri legalizate. Stați puțin, de ce s-au plătit 17.000 de lei, vă referiți, nu? Suma asta, deci 15.790, da. Nu mai știu exact, numai prin... Stați doar o secundă, vă întreb ceva. Vreau să vă întreb ceva foarte important. Eu am auzit un zvon așa de prin culise. Să-mi spuneți dacă e adevărat. E adevărat că banii ăștia i-ați plătit din buzunarul noastră, din banii care i-ați luat de la Gigi noastră, care i-ați câștigat? Sunt din banii mei, nu vreau să vorbesc mai mult acum. Sunt din banii noastre sau din banii câștigați de la Gigi? Sunt din, să zicem, economiile mele. Dar nu e normal. Economiile mele, știți că la început de 20 de milioane m-am împrumutat, deci nu vreau să vorbesc mai multe, dar este urât. Eu îmi vreau bani înapoi, da? Sunt bani achitați din propriul buzunar. Eu trebuia să achit și să-mi cumpăr altceva cu banii respectivi și nu am putut să cumpăr datorită faptului că am împrumutat clubul Steaua. Domnul Talpan, dar nu voi... Secretarul de stat achite oare poate să stea pe scaun în condițiile în care știe că nu s-a rezolvat această problemă? Poate să stea pe scaun în condițiile în care, cum să vă spun, mi-a luat acel spor de lucrări de excepție. Deci eu, când a venit secretar de stat la apărare, nu știu, citiți mai multe articole de domnul Bachide. Ce era el înainte când a venit aici și de ce a ajuns aici și cum unul? Că văd că își dă foarte mare importanță. Iar acum două zile, dar o să vin și cu replica la momentul oportun, ca să le spun exact toți ce au făcut, a mai ieșit cu o declarație domnul Hrebenciu. Îl rog public să-și vadă de treaba lui, ca să nu vorbesc mai mult, da? Să-și vadă de treaba lui și de toate conexiunile care au fost făcute atunci, în momentul în care s-au făcut acte false de Guvernul României, cu Șerban Mihăilescu și cu multe alte lucruri. De ce e vinovat moral și domnul Hrebenciuc de povestea asta? Nu, dar de cu presupusul și nu e momentul acum. Am înțeles. Nu făcea parte din guvern prin acea perioadă? Am înțeles. Vreau să vă întreb ceva, domnul Talpan. Jean Pavel a spus într-un interviu pentru AM Sport, a spus, domne,
după decizia asta de la Curtea de Apel pe care noastră ați câștigat-o, Jean Pavel a spus în felul următor: FCSB trebuie retrogradată în Liga 5-a și obligată să plătească toți banii care a luat din cupele europene, inclusiv pentru câștigarea Cupei Campionilor, coeficient și așa mai departe. Este ceva care se poate întâmpla sau nu? E ceva realist ce spune Jean Pavel? Se poate întâmpla orice. În primul rând îi mulțumesc lui Jean Pavel, am o relație foarte bună cu Jean Pavel. Să știți că Jean Pavel, cu toate că face parte din, și el, din, adică, nu știu, a cochetat la un moment dat cu cei de la Peluza Sud, dar să știți că Jean Pavel este de partea mea, chiar la unele din emisiunile care au fost, sau nu știu, când a fost ziua clubului, el a venit și mi-a dat o cupă. Să știți că chiar îl apreciez. Uitați, Jean Pavel a făcut gestul ăsta, Armata Română ce a făcut pentru Talpan. Da. Răspundeți-mi, vă rog, punctual. Punctual, domnul Talpa. Da, există această posibilitate și în continuare susțin public că FCSB-ul trebuie să fie retrogradat în Liga 5-a. Și banii recuperați? Vă dați seama că trebuie recuperați. Oricum este dosarul acela pentru recuperarea prejudiciului și mă voi lupta. Dar eu cred că cei din Ministerul Apărării Naționale vor să mă îndepărteze ca să se uită urmele. Înțelegeți că eu știu foarte multe. Dacă de ce? Adică vi se pare un scenariu realistic ăsta, FCSB în Liga 5-a și toți banii din cupele europene primiți în anii ăștia recuperați? Vi se pare realistic, înțeleg, nu? Având în vedere hotărârile pronunțate de către instanță și faptul că ei nu dețin palmaresul nici din 2003 în 2017, așa cum toată marea majoritate a presei iarăși dezinformează, da? Că n-a scris pe nicăieri că perioada 2003-2017 aparține FCSB-ului. Dar o parte din jurnaliștii de la ProSport au văzut lucrul ăsta. Nu, vă rog, eu nu mai vorbi, că sunt colegii mei și nu vreau. Păi da. Eu îi respect, sunt colegii mei. Vă rog frumos, asta trebuie să o reglați cu cei de la ProSport. Vă rog mult, că mă puneți într-o situație delicată și chiar îi apreciez. Domnul Talpan, vă rog, v-am rugat frumos. Am înțeles. Vorbiți cu dânși. Am înțeles. Deci, ținând cont de decizii, dumneavoastră spuneți clar FCSB, Liga 5-a și toți banii dați înapoi, care le-a dat UEFA. Pentru că ei s-au trezit direct la facultate, fără să mai urmeze școala generală. Ei s-au trezit. Vreau să vă mai întreb, e clar. Cum e moda la noi cu politicienii, nu vedeți? Ajung în prima funcție a lor este ministru. Bun, dar asta, retrogradarea asta FCSB-ului, cine ar trebui să o facă? Federația sau cine? Federația Română de Fotbal. Uh-huh. Pe marginea unor hârtii oficiale pe care o să le facă, pe marginea unei intervenții pe care o să o facă CSA-ul, Steaua București? Eu deja intervențiile astea le-am făcut, numai că, cum să vă spun, cei din club le-a dat, nu știu cu cine vorbesc, e pe acolo, pe la federație, dar le-a zis să nu țină cont de ce le trimite, de ce scrisori. Și fiind, fac ce vor, dar ceea ce vă spun dumneavoastră, să știți că demersurile le-am făcut la Federația Română de Fotbal, domnul Burleanu, și a primit aceste notificări din partea mea, dar se face că nu le vede. Păi știu, nici dar acum răspund. Pericolul e mai mare după decizia de la apel acum, de acum câteva zile. Acum, cum să spun, se poate repune pe tapet cu și mai mare forță treaba asta? Bineînțeles, eu cred că până la urmă, dacă va fi nevoie și o să vedem exact cum vor evolua lucrurile, dar eu cred că și mă gândesc și la o acțiune prin care să cerem, să chemăm în solidar pentru să cerem despăgubiri și Federația Română de Fotbal. Mm-hmm. Spunea Vivi Răchită că are o informație, care exista o hârtie la CSA, apropo de ce s-a semnat atunci când i-a fost dat clubul lui Gigi Becali, că printre clauzele acelui document ar fi faptul că în 2020 echipa se întoarce la armată, la MAPN. Știți ceva de așa ceva? Asta susține Vivi Răchită, care exista o hârtie care nu știe nimeni, să zicem secretizată, și că această hârtie există și conform căreia de fapt lui Gigi Becali i s-ar fi concesionat echipa doar până în 2020. Nu, a fost hotărârea aceea de guvern 66, care a fost abrogată de hotărârea 128 din anul 2003, prin care s-a abrogat acel protocol, deci nu. Deci știe ceva domnul Vivi Răchită, dar nu este în temă. Știu de la cineva care a participat la acea adunare generală. Deci, știu, dar acea hotărâre 166 la care faceți dumneavoastră referire a fost abrogată de hotărârea 128 de 2003. Deci a fost ceva înainte, nu? Da.
Dar a fost abrogată în anul. Deci nu mai e valabilă. A fost abrogată. Nu. Am înțeles. Bun, domnul Talpan, spuneți-mi un lucru apropo de clubul ăsta. Cum vi se par performanțele clubului CSEA Steaua pe banii noștri? Cum vi se par performanțele? Foarte, foarte slabe. Performanțe foarte slabe, dar iarăși o să iese domnul Oprița și o să spună că eu nu am pregătire. Păi nu, da, domnul Oprița, domnul Oprița într-un interviu dat ieri pentru Fanatic în exclusivitate a spus că pleacă și că din vară pleacă și că e ultimul an și că nu i s-a propus prelungirea contractului și că el va pleca. A anunțat aseară în Fanatic într-un interviu dat pentru site-ul nostru că gata, e capă de drum la vară cu da, de ce? Steaua. Stați un pic, dar de ce să mai stea până în vară? De ce nu s-a duce un antrenor acum, dacă tot vrea să plece, să plece, că oricum rezultate nu are, locul 11 după câte ai văzut ieri, dar locul 11, mâine vine meciul cu Rapid, dacă e așa de bun să facă dovada că câștigă meciul de mâine seară, să văd și eu cât de bun este. Dacă este domnul bun, Talpan, permiteți-mi să iau apărarea lui Oprița. În ultimii 2 ani a terminat pe loc de promovare directă. Deci a avut obiectiv promovarea și a terminat pe locul de promovare directă în ultimii 2 ani. Cum sunt rezultatele slabe? Este. Vă răspund, eu sunt comandantul clubului. Păi nu, dar spuneți că rezultatele sportive au fost slabe. Vă dați seama, dacă termine 2 ani la rând cu jucători pe care nu îi poți motiva foarte mult știind că n-au drept de promovare, termină pe loc de promovare în ultimii 2 ani, cum să fie rezultatele sportive slabe? Anul acesta normal, pentru că nici jucătorii nu mai vin. Trebuie să înțelegeți din punct de vedere al sportivului. Mă duc la un club la care o să joc numai meciuri amicale, că n-am drept de promovare. Și rezultatele sunt în consecință, dar vă spun încă o dată, ultimii 2 ani Oprița a terminat pe loc de promovare. Ok, eu nu am fost, vă răspund, eu nu am fost comandantul clubului, pentru că eu, dacă eram comandantul clubului, v-am zis, mă luptam și mă dădeam peste cap ca această echipă să intre încă din primul an în Liga 1. Problema este că eu duc o luptă, cum să vă spun, ieșită din comun și cu cei din club care nu vedeți ce șicane îmi fac. Păi eu cum pot să fac în condițiile în care nu vedeți, li se pare... li se pare lor că nu știu ce se întâmplă. Păi în ziua de astăzi, ca să deschizi orice ușă, costă bani. Păi să-mi dea bani la dispoziție ce am și atunci se rezolvă orice. Poate. Dar cum vedeți dumneavoastră rezolvat această problemă cu promovarea? Care sunt pașii? Luminați-ne. Unu, trebuia modificată legea așa cum am propus-o de păi foarte mult. Păi nu se poate timp, decât prin Parlament. Se poate prin Parlament, păi, nu se poate. Păi, dar acea lege poate să se ocupe, dacă nu se ocupă nimeni, credeți că se face ceva în România? Păi da, aici, legea 69 pe 2000, se poate... pe cei din club, da? De câte ori s-au dus să intereseze de lucrul ăsta. Nu vedeți? Eu sunt verificat unde mă duc, ce, pe unde... Păi ei cred că așa se rezolvă problemele juridice, dar ei încalcă... Adică stați puțin, da, sunteți urmărit și în afara unității sunteți urmărit, că nu înțeleg. Păi da... Păi asta scria șeful structurii de securitate în acea agendă pe care a pierdut-o și a fost găsită. Adică și când vă duce să mâncați la un restaurant posibil, da. Și la plimbare prin parc? Sunteți monitor? Posibil, da. Doamne. Domnul Talpan, deci legea 69 nu se schimbă. Domnul Talpan, ok, trecem la pasul următor. Altă posibilitate de a... O asociere cu o entitate, cu o societate comercială a Ministerului Apărării, cum ar fi Romtehnica sau așa, nu se poate face? Domnul Răchită, mă face să le dau lor acum din casă. Nu vreau să le dau din casă pentru că este tot munca mea și n-aș face decât să dau asul meu de mânică ca ei mâine să iese comandantul clubului să spună că am muncit el. Nu. Deci dumneavoastră deci sunteți pentru această societate. În momentul în care și eu am să fiu apreciat și o să-mi primesc banii care au fost opriți, sporul acela pentru lucrări de excepție care mi-a tot fost oprit și în bătaie de joc și eu am avut rezultate. În condițiile în care nu vedeți, acum nu mi-a dat banii aceștia 15.790, e jenant, e rușine. Am făcut lucrul ăsta pentru că apreciez foarte mult suporteri și să știți că am primit foarte multe mesaje din partea lor care sunt alături de mine și îmi spune luptă-te, rog, uite, sunt alături de tine, hai că poate să schimbă ceva, dar nu se poate așa ceva. Dar domnul Talpan, vă întreb, de ce vi se întâmplă asta? De ce sunteți bagiocorit acolo? Credeți că e și vreun interes? Sau așa e? Cred că există și un interes, pentru că atâta timp cât generalele care au făcut acest rău încă mai sunt prin funcții, unii când trec pe lângă mine, știți cum? Trec ca șobolanii aia, cum să vă spun, să nu fie văzuți, înțelegeți?
Dar cine sunt generalii ăștia? Nu vreau să comentez mai mult, lăsați-i acum, nu e momentul să dăm bine, numele. Vreau să vă întreb altceva. Gigi Becali a anunțat ieri la Fanatic că și-a retras plângerea penală împotriva dumneavoastră, că a zis că și-a dat seama că nu poate totul să vă facă un rău, nu să vă bage la pușcărie. Pentru ce să mă bage la pușcărie? N-am făcut absolut nimic. Da, dar a zis că și-a retras plângerea, o să vă ceară banii, vrea banii nu în cont. Nu comentez lucrul ăsta, domnul Gigi Becali, știți foarte bine că el... Eu unul l-am apreciat, vreau să mă apreciez de la adevărata valoare și în momentul în care mă va aprecia, vă spun, va fi ce? Ce? Plecați la Gigi Becali sau ce? Nu e vorba de plecat. Aș vrea să mă respecte și să mă aprecieze mai mult ca pe avocații pe care îi are. Ah, interesantă declarație. Da. Da, interesantă. Dar apropo, de ce nu îi plătiți banii ăia domnului Becali, care a fost s-a dat decizie definitivă, sau cel puțin așa zice domnul Becali, că aveți să-i dați 25.000 de euro. Domnul Becali zice ce vrea el. Eu v-am zis, la ora actuală, având în vedere situația de fapt și de drept, nu vreau să comentez mai mult. Da, nu atâta vă întreb, aveți să-i returnați banii ăia sau nu? Nu am să-i dau niciun ban înapoi, el în permanență m-a jignit, m-a calomniat, m-a făcut în toate felurile, de pe urma acestor demersuri ale lui și a declarațiilor sale și suportele au început să mă înjure, să mă batjocorească și are o mare vină. Da? Trebuia să-i urmeze sfaturile domnului Dragomir și cred că avea mai mult de câștigat. Hai să vă întreb ceva. L-ați luat, dacă ați fi comandantul clubului, l-ați luat pe Dragomir să lucrați cu el? Să știți că este un om cu o capacitate foarte mare și cred că nimeni nu ar putea să-l dea la o parte și la Steaua de asemenea conducători are nevoie de oameni cu o mână de piept. Ca cine îl vă referi? Cum e domnul Dragomir? Eu acum nu vreau să-l... Dar având în vedere că și el a vorbit frumos de mine și eu vorbesc frumos de el... Deci l-ați aduce la echipa de fotbal fără probleme, nu pe Mitică Dragomir? Oricine este binevenit la echipa de fotbal pentru a duce clubul ăsta acolo unde este locul. Să nu mai fie așa batjocurit. Eu mă uit cu surprindere. Clubul Steaua nu are un muzeu, nu are un magazin ca lumea. Deci au făcut un contract, adică de pe urma muncii mele, a dat un contract de licență la cei de la Oșan. Păi cei de la Oșan au pus niște prețuri la niște eșarfe, 47 de lei sau 55 de lei o eșarfă. Haideți, că nu trăim. Dar chiar, domne, chiar așa, cum adică, chiar așa ce s-a mai întâmplă cu muzeul? Chiar, că e bun asta. Păi unde este muzeul? Că eu tot duc cu zăhărelul niște persoane că tot mă întreabă că vor să vină să... Vă dați seama, merg și eu prin instanță. Păi și de când se chinuie să facă muzeul ăsta? De cam de câți ani? Păi, de câți ani? De mult timp, dacă sunt cuvântul care caracterizează incompetență. Păi înțelegeți? De câți ani? 10 ani? De câți ani? Cam de vreo 10 ani. Era unul înainte în incinta Clubului Sportiv Armate Steaua când am venit în anul 2003, dar datorită faptului că Clubul Steaua, structura, organigrama Clubului Sportiv Armate Steaua trebuia mult mărită și s-au adus să se calce oamenii pe picioare, înțelegeți? Sunt prea mulți, trebuie dați afară, sunt prea mulți. Și cum nu s-a făcut în 10 ani muzeu? Și stați un pic, ca să facă birouri, au stricat acel muzeu care era făcut pe timpul lui Alexandrescu, pe timpul... Cum să vă spun, chiar și pe timpul lui Ceaușescu era acolo, da? Așa. Și l-au stricat, deci nu mai e nici ăla. Și n-au făcut în 10 ani, n-au fost în stare toți comandanții să facă un muzeu? Nu, dar și-au pus, cum să vă spun, și-au pus pe perete portretul. Merge să vedeți la, apare Hâncu comandant. Păi nu, Hâncule, tu n-ai fost, mă, comandant la Steaua. Cum să fii tu comandant la Steaua? El nu știe că a fost împuternicit. Scrie, mă, comandant împuternicit. Da? Ăla alt care a mai fost după ei. Scrieți, comandant împuternicit. Și-au pus tabloul mai mare decât A4, da? Să vadă că ei sunt comandanții clubului. Și s-au gravat într-o din asta de marmură numele. Vă dați seama, cum mint în fața opiniei publice și spune că m-au ajutat ei în dosarul ăsta cu palmaresul, așa mint și că sunt comandant. Păi cred, eu dacă aș fi mâine comandant și ar mai fi... vreo festivitate, haideți să vă mărturisesc sincer. Cei care știu că au făcut rău,
Cernat, care mai pupă el să fie invitat la o festivitate, că îl vedeam la un moment dat, că era chemat pe stadionul Steaua. Păi mai pupă el să vină la acolo? Nu, niciodată. A, mă duc și îl caut cu organ la abilitate să-l întreb, ce-ai făcut, mă, frate? S-ai bătut joc cu Steaua? Ce s-a întâmplat? Dar incredibil, n-au făcut, bă, incredibil, n-au făcut muzeu în 10 ani, domnul Talpan. Și-o găsisem un tricou acum în 96-97. Domnul Talpan, ce s-a... Și un magazin, unde-i magazinul? Mergeți acolo la Brezoianu, eu am, m-am luptat cu firma de acolo, am scos-o, clubul Steaua trebuia să intre în acel magazin. Știți că la un moment dat eu m-am dus la primărie, era Gabriela Firea, primar, și eu vroiam, trebuia să rezolv problema asta, numai că am avut un alt comandant în acea perioadă și m-a luat la întrebări, ce tu vrei să faci magazin? L-a chemat pe ăsta care e contabil șef și acum aș da el, dacă nu stăpânește fenomenul, știți cum e? Le frică și de umbra lor. Păi frate, nu stăpânești fenomenul, ia du-te tu contabil șef și cere demisia, păi la post și du-te mă tu la... Domnul Talpan! Haideți să vă mai spun o chestie, ca să vedeți și dumneavoastră. Domnul Hâncu, că știți că era de prin zona Brașovului, da? Contabilul șef este din Brașov. Ei, el pe el, vineri la ora 12, el pleacă la Brașov, băiată. Nu trebuie să fie deranjat. Adică el nu se vede programul până la ora 16. Domnul Talpan, vă dau afară ăștia. Potoliți-vă că vă dau afară după intervenția asta. De ce să mă dea afară dacă este adevărul, știe tot clubul? Și cum adică generalii au portretele mai mari decât posterele cu jucătorii? Da. Nu. Deci s-au pus portretele pe perete. Nu știu de ce, cine trebuie să știe de ei. Deci mai mari decât pozele cu jucătorii care au adus glorie, nu? Păi da, ce e vreun jucător care, eu n-am văzut nicio, eu nu l-am văzut pe, de exemplu, pe Lăcătuș. Niciun portret, eu nu l-am văzut, de exemplu, haideți să dau un exemplu, ca să nu... Pe Gabi Balint, nu l-am văzut pe Victor Pițurcă pe vreun portret acolo. N-am văzut pe niciunul dintre cei care au câștigat Cupa Campionilor de la fotbal pus pe și pe ce vede? Și ce vedeți? Hâncu, Petrea, cine mai e? Ăsta care e comandant acum, Bichir, scuze. Da, am înțeles, da. Așa, cine mai este? Da. Domnul Talpan, am o întrebare pe final. Pe final am o întrebare. Cât aveți salariu? Cât primiți în mână salariu? Cât luați în mână acum, azi, la ora asta? Salariul meu este foarte mic. Nu vreau să spun că iarăși râd suportere de mine. Și ai, domne, spuneți că... Nu vreau să 6.000 de lei? Un pic mai mult, dar nu foarte mult. Bun. De exemplu, Boștină, cât are salariul secundul de la echipă? Știu din unele surse care avea 4.500 de euro. Adică dumneavoastră n-aveți nici 1.500 de euro și Boștină secundul are 4.500 de euro? Dumneavoastră care ați câștigat procesele, palmares, tot. Păi răspund și domnului Răchită. Vedeți, domnul Răchită, de ce Talpan nu este motivat? El și așa muncește Talpan mult mai mult decât trebuie, da? Păi ce tragere de inimă să fac mai multe pentru ei, să mă dau peste cap în condițiile în care eu nu sunt apreciat cu... Ăsta-i salariu? Pentru salariul ăsta, cum să vă spun, eu trebuie să mă duc să am și o haină bună. Deci, domnul Talpan, dumneavoastră luați 6.500 de lei în mână pe lună și secundul Boștină 4.500 de euro, adică 225 de milioane? Deci sunt surse pe care mi le-a spus din club și verificați și dumneavoastră și dacă este așa... Da, incredibil, da. O ultimă întrebare și asta vreau să le spunem suportorilor că trebuie să ieșim. O ultimă întrebare, domnul Talpan. Există vreo șansă, dacă vă veți implica cu tot sufletul, cu toată lupta, așa cum sunteți dumneavoastră luptător, să echipa asta să joace totuși de la anul în prima ligă sau nu? Dacă voi fi numit comandant în termen acolo și voi avea timp să fac demersurile care trebuie făcute, este posibil să se întâmple lucrul acesta. Dacă nu, se va pierde absolut totul, pentru că nici eu, răbdarea mea are o limită, eu am muncit prea mult. Doar să știți că îmi vine de multe ori în gând să și plec, pentru că îmi văd atâta bătaie de joc, adică eu pe banii mei să lupt pentru Steaua și cei din club nu-ți dau bani. Adică păi poate asta vor să facă, vă împing să plecați.
Nu, eu m-am gândit, bă, hai, poate clubul Steaua, știți cum e, poate n-are în buget astăzi, mâine, dar să treacă două săptămâni și tu să nu-i achizi datoria omului ăla care ți-a plătit pentru instituția publică, clubul sportiv al Armatei Steaua, da? Nu mai zic echipamentul la echipa de fotbal, doar să nu vedeți domnul Vivi Răchită, eu țin minte că aveau un echipament frumos, crea dialog, aveau sponsori. Păi, l-am găsit tricou în mansardă acum câteva zile. Acum au echipament gri, eu nici mai știu, eu nu știu. Vă duceți la meciul cu Rapidul? În momentul de față, nu știu, nu pot să vă dau un răspuns că mă duc, pentru că n-am nicio tragedie de inimă, având în vedere de pentru suporter, pentru suporter mă refer. Nu știu, o să vedem până mâine. Dacă mâine am un dosar cu FCSB-ul la Curtea de Apel, o să văd cum să bine derulează lucrurile. Mulțumim mult domnul Talpan și aveți mare dreptate în aproape tot ce ați spus. Mi-e o bătaie de joc incredibilă la adresa noastră. Atâta vreau să mai spun. Îmi aștept banii care am dat 15.870.000 de ani cel târziu astăzi, pentru că am și o nevoie de bani. Și în altă ordine de idei, domnul Bachide să revină și să-mi dea banii din urmă pe care mi-a luat pe nedrept. Eu am rezultate și poate sunt singurul jurist din Ministerul Apărării Naționale care are asemenea rezultate. Să iese domnul Bachide cu alt jurist care a câștigat alte dosare și atunci jos pălăria. Îmi cer scuze în fața lui. Dacă nu iese cu alt jurist care are rezultate mai mari ca mine, să-mi dea drepturile și banii pe care eu de unul singur, din banii mei, am pornit această luptă în anul 2004 și am câștigat marcă, nume, palmares și uitați, istoria o... Adică dumneavoastră ziceți că fără dumneavoastră suporterii nu mai aveau ce să vadă acum, nu? Nu mai aveau nimica, nici nu mai cred că erau... Mulțumesc! Mulțumesc. Și mulțumesc încă o dată domnului Dragomir și bine, mulțumesc domnul Talpan. Mulțumim frumos. Bun, o să mai comentăm, ne oprim aici. Mulțumim Florin Gardoș, mulțumim Vivi Răchită, mulțumim Alin Buzărin. Urmează Suflet de Rapidist cu Daniel Nicolae, invitat special. Robert Niță și Lucian Ionescu sunt pregătiți. În câteva minute începe Suflet de Rapidist. Ați văzut declarații tari, bombă, efectiv, ale lui Florin Talpan, dezlănțuit aici cea la Fanatic. Cea mai mișto e următoarea, în 30 de secunde. Îl filează unul. Da? Și ăla care îl filează e atât de tâmpit încât pierde agenda în care scrie domnule, eu trebuie să-l filez pe Talpan. Bă, voi o halizi pe asta? Lasă-mă că eu am mai văzut la... Deci îl filează unul, e pus unul. Am mai văzut la Armata Română cum s-au stricat tancuri fără să la chestii de manevră sau cum s-au lovit pe șoseaua, pe Valea Oltului, cum s-a lovit nu știu ce tractor. Pe cine, cu nu pe știu cine ce îl pun să-l fileze pe Talpan? Pe unul care bine, se pricepe Alin, la asta, cel pierde agenda în care scrie că ne oprim aici, mulțumim sponsorilor. Mulțumim sponsorilor, mulțumim Superbest, sponsorul principal al emisiunii, mulțumim Aqua Carpatica, sponsorul premium al emisiunii, le mulțumesc băieților și de la regie și din regie și de pe partea editorială. Toate cele bune, oameni buni, revenim cu Fanaticul vineri la ora 10:30, emisiunea de astăzi incendiară pe multe părți. Apropo și de dezvăluirile lui Vivi Răchită, o puteți revedea astăzi de la ora 17:30 în premieră, înregistrată integral și pe canalul de YouTube Fanatic Muroș și pe pagina mea de Facebook Horia Ivanovici. Robert Niță, Lucian Onescu cu un invitat de 24 de carate la Suflet de Rapidist în câteva minute, Daniel Nicolae, rămâneți pe www.fanatic.ro, site-ul exclusivităților din sport și nu numai. Toate cele bune!